Scumpul nostru mântuitor, te invităm să fii prezent pentru cu tot ce sunt. Să fii prezent, te rog, să fii prezent, Doamne, această oră. Și să faci, Doamne, ca aceste experiențe de lucrarea ta să fie toate îndreptate spre tine și spre tine să te slăbească și tu meriți gloria și slava. Amin, Doamne, Hristos, te-a rugat și mulțumim. Amin. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, deschidem serviciul divin în această după-amiază, intonând împreună melodia 531, Ploaia târzie promis. Ploaia târzie promisă, farsol în lume de-acum, înviorarea revarsă, unde-n setatul tău câmp. Ploaia târzie, ce tu ne-ai făgăduit, strobiei scum ne trimite planul să-ți fie împlinit. Ploaia târzie promisă vine din mari depărtări, unda ei vine voioasă și-aduce plin puteri. Ploaia promisă, ce tu ne-ai făgăduit, strobiei scum ne trimite plan să-ți fie împlinit. Ploaia târzie promisă, trimit-o unde rugăm, inima noastră-i deschisă, înaintea ta ne plecăm. Ploaia târzie, ce tu ne-ai făgăduit, strobiei scum ne trimite planul să-ți fie împlinit. Tatăl nostru care ești din ceruri, în numele Domnului Hristos, venim să-ți mulțumim pentru binecuvântările pe care Tu le-ai revărsat asupra noastră și în ziua de astăzi. Mulțumim. Te rog să fii prezent în mijlocul nostru și să-l binecuvântezi pe fratele Bartolomeu, să ne prezinte cuvântul de la Tine, să ne prezinte experiențe ca să ne întărească. Binecuvântează-l pe dânsul și binecuvântează-ne și pe noi. Încrezească-ne în slujbășiunea și vei fi cu noi. Te rugăm pe Tine, Dumnezeu nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt, de acum și până în veci. Amin. Aș vrea să deschidem la 696. Este o piesă care îmi place foarte mult, chiar dacă nu este dimineață. Aș vrea să o cântăm. Este foarte frumoasă. Și mie la cântă
iar pe pământ. Totul te împie ca-ntr-o cântare, să strângi în suflet cuvântul sfânt. Perle de rug, mai cântăm o dată. Da, să mai cântăm o dată. Este frumos. Într-o
Pacea Domnului! Pacea Domnului! Merge la suflet. Două lucruri am să vă spun. Foarte interesante pentru dumneavoastră, după care vom trece la lucruri mult mai serioase. Când priviți din sală spre amvon, spre platforma aceasta, dacă priviți prin ochi omenești, veți vedea un bărbat la vârsta a treia, cu un costum, cu o cămașă și cu îmbrăcat. Atât. Un om. Dar dacă priviți prin ochii lui Dumnezeu, prin ochii lucrării lui Dumnezeu, veți vedea și veți auzi lucruri pe care numai Dumnezeu poate să le înfăptuiască, nu oamenii, nu este acesta la îndemâna oamenilor. Deci nu se merită laudă și glorie niciunui om, indiferent cine ar fi el și cum ar fi, ci lui Dumnezeu. Repet, ceea ce dumneavoastră veți auzi și veți vedea este direct laudă lui Dumnezeu și nu unui om. Una. Al doilea. Mi s-a întâmplat și în Africa cum se întâmplă la Pitești. Eram cu președintele la o biserică în capitala de Zimbabwe și pe primele rânduri erau copiii, vreo 3 rânduri de copii. Și toți zâmbeau la amvon la mine și cu dințișorii lor albi și ei negri. Și președintele s-a oprit din predică și i-a întrebat pe copii: și de ce iubiți voi pe africanul alb, ca așa îmi ziceau acolo? Zicea că e african de-a nostru, numai că e alb, atât. Până și unul din guvern mi-a spus: păcat de culoarea ta, tu trebuie să fii negru, că prea mult îi iubești pe negri. Dar unul mai isteț dintre copii a zis: nu, el ne iubește pe noi, noi răspundem iubirii lui. Cam așa se întâmplă cu dumneavoastră. Văd fețele dumneavoastră, sau nu le văd bine, prin ochi, de-aia am pus ochelarii să vă văd mai bine. Văd fețele dumneavoastră că zâmbește spre amvon. Ceea ce denotă că, știu eu, mă agreiați și cred și îmi place să cred că mă agreiați. Da. Frații mei, am să vă prezint două cărți foarte importante pentru mine. Una mai importantă decât cealaltă. Asta nu prea e important și cred că este și asta. Misionar în Africa, a venit la sora care e cu literatura. Aici veți vedea pe prima copertă băiatul Cirua. De fapt, el nu se cheamă Cirua. E băiatul care eu am luat contact prima dată cu ei, cu sălbaticii, și când a venit, el s-a uitat așa la mine și a zis: Cirua. Eu am crezut că îl cheamă Cirua, dar el, când am priceput eu și am învățat un pic limba Cicunda, limba Swahili, Cirua înseamnă ce vrei. Și el, săracul bietul copil, m-a întrebat ce vrei și eu am zis că îl cheamă Cirua. Dar așa i-a rămas numele. Și aici unde mă scărpina pe mână și i-am pus o brățară de asta luată din Franța ca să pot să-i atrag. Așa? Iar pe coperta inversă este Biblia aceasta, Bainberry, făcută în limba lor, expre pentru ei, pentru că dacă au învățat carte, trebuia să și ia contact cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus sorei de la redacție, zic: uite, vreau să pui fotografia asta aici. Dar de ce? Păi uite, cine va citi cartea asta, să-și dea seama că ceea ce e conținutul cărții astea nu este conținutul, nu este autorul Bartolomeu, ci minunile care o să le citiți aici în cartea asta care s-a făcut, care Dumnezeu le-a făcut datorită Bibliei acesteia, nu datorită înțelepciunii unui om, inclusiv al lui Bartolomeu. Nu. Și am spus ca să știe lumea, să nu cumva să mintea lor să judice, să zică: mă, ăsta trebuie să fie un om curajos, trebuie să fie, știu eu, ceva supermen. Și nu, nu, nu. Frații mei, Dumnezeu când te cheamă în lucrarea Lui, nu ne trimite, cum e un proverb românesc, câine surd la vânătoare, știți? N-are cum să vâneze dacă e surd. Ci te înzestrează cu înțelepciune, cu răbdare, cu sănătate, cu curaj, cu tot ceea ce știe Dumnezeu că trebuie. Am să vă citesc introducerea foarte scurtă, făcută de fratele profesor Lucian Cristescu. Zice așa: ceea ce ții în mână nu este o carte de lectură. Și nu să vă așteptați că o să găsiți o carte de lectură. Nu este niciun jurnal de călătorie. Simplu este mărturisirea credinței unui om obișnuit, a acelei credințe care aruncă la propriu munții în mare și pun cerul în mișcare, schimbând fața realității. Dacă faci parte din generația tehnologiei smart,
Rândurile ei te izbesc prin dimensiunea cu totul nou pe care ți-o deschide o lume de care lucrurile se aliniază la semnul cerului, celui atotputernic. Dacă la început te întrebi, cititorule, oare este posibil așa ceva? La sfârșit te frământă o altă întrebare. De ce n-aș fi și eu cetățeanul acestei lumi? Pentru cititorul frământat, răspunsul în vederea la sine. Este destul să crezi că Dumnezeu este același Dumnezeu, la fel de aproape de tine, cum era și în vechime și la fel de dispus să te uimească prin intervențiile sale, și în al doilea rând, este destul să iubești astfel după cum ai fost obișnuit, nu de departe, noi iubim oamenii de departe întotdeauna, ci apropiindu-te de aproapele și făcând lucruri neobișnuite, chiar dacă aparente sunt mici. Dumnezeu strălucește prin Bartolomeu, un om de rând, și tu tot un om de rând poți fi un purtător de Dumnezeu. Lucian Cristescu, profesor universitar. Am să vă prezint acum altă carte mai importantă decât asta. De fapt, aceste două cărți merg în comun. Biblia Bainberi, făcută în limba sălbaticilor, în limba cicundă. Care este istoricul acestei Biblii? După ce am pătruns la ei, după ce m-am împrietenit cu ei, după vreo 2 ani de zile, așa, a trebuit să trecem, că prima dată am intrat cu partea sanitară, după care a fost foarte ușor să trec la partea spirituală, pentru că ei a căpătat încredere în mine, ceea ce până atunci, grija lor prima a fost când am ajuns la ei că să mă ucidă, numai că Dumnezeu n-a îngăduit. Ei, cam jumătate din vocabularul lor era mai mult prin gesturi, adică dacă frecai în mână o pietricică și o puneai jos, înseamnă că nu-ți place la ei și pleci. Dacă luai o frunză în gură și o rodeai, înseamnă că îți place și stai la ei. Cam jumătate din vocabularul lor era prin gesturi. De la conferința generală din America mi s-a trimis 2 experți. Culmea, pe unul îl chema Cain. Și au stat câteva luni de zile în mijlocul lor, au studiat limba lor și a făcut Biblia asta, Bainberi, în limba lor. După care, între timp și eu, m-am obișnuit cu ei și am început să învăț limba lor. Am să vă citez textul care mi-e cel mai drag din această carte și după care m-am călăuzit și mă călăuzesc continuu. Care sună așa? Am să vă traduc. Evanghelie, evi cum ua, ica pardibizem un ubi, doze, chive, capu pu cumari, ose, ina papo cumuina, cucu așica, cucu apu ua. Evanghelia aceasta va fi dusă tuturor oamenilor de pe pământ ca să slujească de mărturie, atunci va veni sfârșitul. Am să încep cu sfârșitul, dacă toți suntem la sfârșit. Ce s-a realizat în 6 ani, aproape 6 ani acolo, la ei? 2 biserici, spital, pe rază aproape la vreo 800-1000 de kilometri pătrați, nu exista un punct sanitar, s-a făcut un spital mare, frumos, școală, tractor, plug, ca să are, i-am învățat să pună porumb, i-am învățat multe lucruri pe care le veți vedea. Dar 1000 de vorbe nu face cât un minut de imagine. Așa, dă-i drumul. Vă invit și pe dumneavoastră dacă vreți să, în cazul că vreți să vedeți. 1000 de vorbe nu face cât un minut de imagine. Așa, dă-i drumul. Vă invit și pe dumneavoastră dacă vreți să, în cazul că vreți să vedeți. 1000 de vorbe nu face cât un minut de imagine. Așa, dă-i drumul. Vă invit și pe dumneavoastră dacă vreți să, în cazul că vreți să vedeți. 1000 de vorbe unde să stau, nu face cât un minut de imagine. Așa, dă-i drumul. Vă invit și pe dumneavoastră dacă vreți să, în cazul că vreți să vedeți. Fondul muzical. 1000 de vorbe. Asta este fratele preșteptor. Nu face cât un minut de imagine. Așa, dă-i drumul. Vă invit și pe dumneavoastră dacă vreți. Dați-i fondul. În cazul că vreți să vedeți. Fondul. Așa. Pune puțină pauză ca să explic despre ce e vorba. Aceștia sunt
militarii care i-au trimis de la guvern acolo să ne apere. Ce s-a întâmplat? Da, e foarte bine. Ce s-a întâmplat? Porțiunea aceea de teren unde am furat eu, unde sunt ei, ăștia sălbatici aceștia, nu aparținea de niciun stat. Ei erau oamenii nimănui, nu interesa pe nimeni de ei. În momentul când eu am ajuns acolo ca să forez, li s-a trezit interesul. Porțiunea aceea de pământ era cam între 5 țări, între Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe și Angola. O porțiune de teren nu era a nimănui. Aveți un microfon portabil, dacă ați avea dumneavoastră, ar fi mult mai bine. Funcționează? Da. 1, 2, 3, da, e bun. Și atunci am cerut protecție militară la țara care avea armata cea mai puternică de acolo, de la ei. Și Zimbabwe, armata și miliția din Zimbabwe, din timpul lui Ceaușescu, sunt școliți la noi. Și vă dați seama că erau bine școliți, așa? Și am cerut protecție militară și mi-a trimis pe aceștia trei, care i-ați văzut. Și în momentul când am ridicat spitalul, am și pus steagul lor. Aici, în 2014, când am început să construim spitalul și biserica, am procedat altfel după cum se procedează. Nu m-am dus ca să le duc eu, să le duc plocon ceva. Nu, am zis așa, mă duc decât cu banii și lucrez cu ei, pui pe ei la treabă acolo. Să facă ei treabă, să se învețe și ei. Pentru că mulți din misionarii noștri zice, păi, africanul stă la umbră și tu te duci și îi dai mâncare. Nu, nu e adevărat. Dacă nu te duci să-i pui la treabă și să-i înveți, oamenii trebuie să învățați. Nu, nu este de ajuns. Și am luat pe ei, pe copii ăștia, vreți școală, vreți, veniți încoace. Tu care cărămizi, tu faci asta, tu faci asta. Eu lucrând pe șantier și fiind obișnuit cu... Nu, nu este de ajuns. Și am problema aceasta. Ăștia, vreți școală. Așa? I-am pus pe ei la treabă. Așa, dă-i mai înainte. Eu lucrând pe șantier și fiind obișnuit cu problema aceasta. Aici unde am început să construim spitalul în 2014, o să-l vedeți și terminat, o să vedeți, ultima dată o să vedeți și biserica terminată. Dă-i și fondul muzical. Când o să vedeți, ultima dată o să vedeți și biserica terminată. Dă-i și fondul muzical. Aici era un leu care era și el săracul, aștepta să bea și el puțină apă, era mai încolo, mai încolo de noi stătea. Aici ne-am făcut un gărduț așa unde țineam material de construcție, că vineau și s-a așezat pe sacii noștri. Dacă te duceai să iei sacul de ciment, zvârleai cu pietre în el sau ceva. Aici dă-i puțin fond muzical. Aici copilașii ăștia material de construcție. Aici unde am făcut instalația, ăsta este spitalul, dar o să-l vedeți și terminat. Vă place cum a ieșit? Sunt constructori aici, vă place cum a ieșit? Mi-a zis președintele, zice, dar de ce a fost nevoie să faci și la capătul ăla și la capătul ăsta stâlpe aia așa și de ce? Zic, eu în țară la mine, uitați, am pus acolo sus pe spital, am pus steagul ca să știi că aparține de o... Ăsta este Nichi, șoferul. Aceștia sunt cei trei șefi de echipă care mi-au lucrat spitalul și școala și biserica. Ăsta este Cirua care este pe copertă. Dă-i puțin fondul muzical. Mi-au lucrat și școala și biserica. Aici este... recunoștință din partea guvernului, a ridicat stâlpul ăsta acolo, așa a pus pasărea, o pasăre turnată din bronz, așa, ca să nu se ruginească, și m-a pus să scriu acolo ceva pe monumentul ăla. Mi-a lăsat o porțiune să scriu și am scris, aici este inima lui Bartolomeu. Și am pus poza mea și a soției și m-a întrebat, dar de ce ai pus și a soției? Dar nu singur am făcut aici, că dacă n-aveam o soție înțeleaptă, nu puteam să
fac asemenea. Aici, dă-i puțin mai tare, vezi ce spun copiii ăștia. N-ai fond muzical? Asta este școala. Aici este biserica de tineret, că până mai trebuie să mai fac încă... Aici este amvonul, nu e chiar ca ăsta, dar oricum e amvonul nostru. Aici le-am făcut... Pune puțină pauză să vă spun istoricul la fântâna asta. Pune un pic de pauză. Aici este pământ. Ce s-a întâmplat? Când a trebuit să construiesc școala și spitalul și biserica, am săpat acolo unde am făcut, unde o să vedeți fântâna, unde am făcut prima fântână, unde am sondat-o, la vreun metru și ceva în jos, n-am dat de teren tare, numai nisip. Și m-am uitat așa în zare și la vreo 2 km și ceva am văzut un munte, un deal așa, un munte. Zic, acolo mergem să le facem. Și acolo, pe muntele ăsta aici, am construit. Când a venit cei de la guvern, se întrebam, băi, dar cum a ridicat ăștia materialul? Dar am găsit o scursoare de apă, unde rupsese apa așa un șanț, și l-am umplut cu nisip și acolo am făcut drumul unde am ocolit muntele și am urcat cu materialele. Acum, ca să aducă apă de la... Că spitalul nu poate să funcționeze dacă nu are apă. Și ca să aducă apă de la vreo 2 km și jumătate, la spital acolo, ca să-l aduc cu țeavă, n-aveam atâta țeavă și la fierul e foarte scump. Ca să aduc cu furtune, e niște șinșile de astea, un fel de cașobolane, așa, și înrodea furtunele. Și am zis, Doamne, găsește Tu o soluție la problema aceasta. Și m-am rugat, știți, noi uneori credem că dacă spune multe vorbe, știu eu, poezii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne ascultă mai bine. Nu, m-am rugat direct ca unui prieten, Doamne, găsește Tu o soluție, cum să funcționeze spitalul ăsta, nu poate să funcționeze fără apă. Și Dumnezeu a găsit soluție. M-am rugat seara când m-am culcat în hamacul meu și a doua zi lucrau oamenii, lucrau la spital. Și unul s-a dus pentru el afară. Și vine la mine, zice, Pablo, vino să-ți arăt ceva. Și aici unde este, și era pe munte, nici prin minte nu trece. Și nu e munte de piatră, e un fel de humă roșie, maronie, așa. Și aici unde e fântâna, mi-a arătat o râcăitură de elefant. Elefanții detectează apa la mare distanță în jos. Am văzut râcăitura acolo, zic, aici e râcăitură. Dar ca să fiu mai sigur, dar, vedeți necredința omului. Tocmai eu mă rugasem la Dumnezeu și tocmai eu nu credeam cum să fie apă chiar acolo. Mă gândeam că poate Dumnezeu are alte modalități ca să aducem apa acolo. Dar la Dumnezeu totul este posibil. Noi servim un Dumnezeu al imposibilului, ceea ce la noi oamenii este imposibil, la Dumnezeu este posibil totul. Ca să fiu mai sigur, m-am dus peste râu, dincolo la Masai, și am adus un vraci. A nu se crede numai de ăsta care vorbește cu spiritele. Vraci înseamnă la ei unul mai deștept, cum ar fi la noi medici. L-am adus pe vraci, cu o barbă ascuțită, așa parcă-l văd, și s-a uitat acolo și zice, elefantul nu minte niciodată, să știi, aici e apă. Dar tu, de fapt, tu ce vrei să faci? Vreau să fac o fântână pentru spital. Și de acolo până la spital e exact 100 de pași, pe munte acolo. Zice, da, eu vin mâine cu o probă și facem o probă ca să nu muncești degeaba. Ce se întâmpla acolo în deșert? Erau niște pomi, cum ar fi la noi leandri, un fel de tufi așa, cum știți ce e la leandru. Așa. Și crengile uscate la temperatură de 40 și ceva de grade, uscate, lemn uscat, așa, cum e scândura asta, așa, și pe el erau niște flori mari, roze, așa. Și eu mă gândeam, zic, măi, cum să aibă astea sevă de un... Ce se întâmplă? Lemnul ăla trăgea umezeală în timpul nopții de la mare adâncime din jos. Și a venit vraciul ăsta cu două bețe la vreo 30 cm, așa, și zice, uite, fii atent aici, le îngropăm astea aici, unde a răcăit elefantul, și le lăsăm două nopți aici. Dacă atunci când le scoatem, are noroi pe ele, umezeală, înseamnă că e apă. Dacă nu, să nu săp degeaba. A venit după două nopți, am scos și era
noroi pe ele, zice, poți să săp, dar tu de fapt ce vrei? Vreau să fac o fântână aici. Și m-am dus în capitală și am adus 4 fântânari de meserie și a făcut fântână, nu... Și la nici 20 de metri am găsit apă. Am turnat o platformă, așa, n-am mai avut bani ca să fac un motor pe motorină să scot apă și surorile scot apă de aici și duce la spital, la construcția spitalului. Și am lăsat numai cât în cape, am pus o țeavă și cu un lemn strâmb, așa, ca să ții de manivelă, că Dumnezeu ne dă înțelepciune, nu ne-a pus capul pe umeri degeaba. A pus, pune înțelepciune, înțelepciunea nu e la noi, la oameni, e la Dumnezeu. Și noi trebuie să cerem înțelepciunea la timpul potrivit ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune cum să facem. Așa, dă-mi înainte și surorile cară apă, uitați, duce cu apă căldare de aia de 20 de kilograme pe cap și o duce la construcția spitalului. Asta este casa mea, nu prea seamănă cu aia de la Bugia, dar asta e casa mea. Și nu vrea să o strice, interesant, o să vedeți în alt disc unde am finisat biserica și nu vrea să o strice, nu, asta o ține mărturia lui Pablo. Aici, pune puțină pauză. M-am dus în capitală și am cumpărat săpi și le-am sudat cozi de fier. Că zic, dacă se rupe, ei nu știe să mai pui. Și le-am împărțit, i-am pus să despădurească terenul, așa, a despădurit și le-am împărțit la fiecare câte o bucată. Și i-am pus să puie porumb, i-am învățat să pună porumb, a fost mai greu până i-am învățat să pună porumb, să pună ceapă, ne-a dus sămânță din capitală. Și Dumnezeu mi-a ascultat și gândul meu, gândurile noastre cele bune, Dumnezeu ne ascultă și ne le îndeplinește. Dar să nu ne așteptăm la gânduri rele. Poate și diavolul să ne îndeplinească, dar în felul lui. Noaptea în hamacul meu mă gândeam așa, zic, Doamne, zic, dacă aș avea eu bani, dar nu mai aveam bani. Dacă aș avea eu bani, zic, să le cumpăr la oamenii ăștia un tractor să are tot ce a despădurit ei, ar fi a doua binecuvântare după apă, că apa a fost, o să vedeți fântânile, nu asta, pompele, ar fi a doua binecuvântare de la tine pentru ei. Numai la gândul, când m-am gândit. Dar interesant e când m-am dat jos din hamac și m-am rugat pe genunchi la Dumnezeu pentru așa ceva, pentru tractor, în momentul ăla când m-am culcat înapoi în hamacul meu, am simțit așa o liniște sufletească, ca și cum vedeam tractorul lângă mine, ca și cum îl primisem. Asta era asigurarea că Dumnezeu m-a ascultat. Termin medicamentele și vin în Franța după alte medicamente. Când am venit în Franța, a auzit fratele Ionel Lascu, care este pastor la Bruxelles, în Belgia, că eu am venit din Africa după medicamente în Franța. Și familia la care eu stăteam, așa, i-a dat telefon și zice, misionarul Bartolomeu a venit din Africa după medicamente, da, zice, spune-i că l-am rugat noi să vină și până în Belgia la bisericile noastre, bisericile române. Și m-am dus, vreo 300 de kilometri, Paris, Bruxelles. M-am dus la ei, cunoșteam pe vreo câțiva așa, dar și am început să, cam să-i explic eu lui fratele pastor cam ce fac acolo, ce, că asta vrea, știi ce. Dar fratele pastor zice, nu-i nevoie să ne explici, că noi știm mai multe despre tine decât știi tu despre tine. Că a fost cu 2 săptămâni înainte aici, a fost doctorul Dinu și ne-a explicat de lucrarea din Africa care se face și ne-a explicat în așa fel încât, uite, ăștia sunt banii pentru lucrare, ce trebuie să faci tu acolo. Și mi-a dat atâți bani încât am cumpărat tractor, un tractor american din Republica Sud-Africană, că ei sunt cei mai dezvoltați din Africa. Și am cumpărat un tractor, o să-l vedeți, John Deere, tractor mare, de ăsta de pregăti șoselele, pentru că acolo e și cu plug și cu semănătoare și mi-a rămas și pentru 4,5 tone de porumb, și de fasole, și de ulei, și așa mai departe, atâți bani mi-au dat de acolo. Așa lucrează Dumnezeu. Așa, mai derulează mai înainte. Așa că Dumnezeu mi-a ascultat gândul meu. Cu siguranță că dacă mă rugam ca Dumnezeu să apară un Mercedes la scară, nu vinea, să știți. Nu. A, uitați, i-am pus să pundețe, să pui porumb, să pui după șoară, ca atunci când merge cu prășitoarea, cu tractorul, să le fie ușor. Aici, pune puțină pauză aici. Băiețașul ăsta săracul îi mâncase viermi piciorul.
Asta era cea mai problemă mare la ei acolo, pentru că erau niște muște care, când momentul când te înțeapau, îți băga larve, îți băga viermi sub piele. La piciorul drept de două ori am făcut viermi. N-am știut până atunci ce înseamnă să te mănânce viermi de viu. Și veneau, dar nu, e, nu știu dacă e fondul muzical să-l dea puțin mai tare, niciunul nu l-am auzit odată băietându-și sau plângând. Ei știa că dacă e la doctor și plânge sau țipă, nu se mai face bine. Acum începe serviciul divin la biserică. Aici e pământul și se vede după tot. Așa, pune puțină pauză să vă explic ceva. Îi vedeți cu cravată la ăștia, sunt prezbiteri. Ce s-a întâmplat? Am primit un bax de îmbrăcăminte din Franța. Și între îmbrăcăminte acolo am găsit și o cravată. Și acolo la 45 de grade nu prea îți dă mâna să porți cravată. Și zic, ia să o pun la gât la mine să vedem cam ce înțeleg. Și am pus cravata și vine un prezbiter la mine și zice, da, da, asta n-ai avut-o până acum, ce înseamnă, ce e asta? Zic, stai așa că e bun și... Zic, uite cum e problema cu cârpa asta, cu cravata asta. Asta o pui numai în ziua de sabat ca să fie deosebită, să știi că e o deosebire între zilele alante și ziua sabatului. Asta numai sâmbătă se pune la gât. Da. Păi zice, atunci când te duci în țara ta, în Europa, zice, el zicea că țara mea e Europa, zice, să ne aduci și nouă câte una dintre astea. Și le-am dus, n-am avut pentru toți, și le-am pus la prezbiteri. Dar unul, o să-l vedeți, unul mai bătrân, care a fost, care cirua mi l-a adus, băiețașul ăsta mi l-a adus să vorbesc cu el, cel mai, a venit la mine și a zis așa, și eu sunt un om important, că prin mine ne-ai cunoscut. Și am pus și lui cravată, numai că nodul era cam pe la burtă pe aici. Dar să aibă și el cravată, că era un om important, așa. De mea înainte, i-am învățat să cânt, i-am învățat, e serviciu de cult aici. Le-am dus o stație de asta de la baterie. Oamenii aceștia cu 6 ani în urmă, când m-au văzut, prima lor grijă, aici este în biserică, prima lor grijă a fost să mă ucidă. Și aveau dreptate din punctul lor de vedere, că o să vă explic. Uite, ăsta e bătrânul cu cravata. Ăsta este învățătorul Gumo, am dus învățătorii acolo, i-am învățat. O să-i vedeți cum fac lecțiunea. Oamenii aceștia, niciunul nu știa carte, absolut. Cum fac lecțiunea la... Uite, i-am fotografiat și i-am filmat și pe la spate. Ați văzut ce ceafă are? Dar știi de ce s-a îngrășat și să le merge bine? Mănâncă, ăștia sunt copii, mănâncă porumbul, roade cu tot cu... când e verde, cu tot cu ciocălău. Și bea apă și le merge. Aici este în biserică. Așa, pune puțină pauză aici să-ți vă explic ceva. Înțelegeți ce cântă? Ăla din dreapta a stat 8 zile, a stat cu sulița să mă ucidă. Și acum cântă... Ați înțeles ce cântă? Ce s-a întâmplat? Într-o seară, unde am făcut prima pompă care o să vedeți, stăteam în fața colibii și se înoptase. Și de obicei făceam focul. Dar o hienă flămândă, cred că era flămândă, hamisită de foame, vinea la mine direct. Și când am văzut-o că se apropie așa cam campian, zic, asta nu mai schimbă direcția decât la mine vine. Și am scos pistolul cu electroșocuri, știți ea, la care are poliție. Bine, am autorizație la el, nu... Și când a făcut flama aia așa, la el, la curentat și animalul a fugit. Problema a fost că vrăjitoarea care o să o vedeți, care acum este primă diaconeasă la biserică, adventistă, a văzut. Și când a văzut că a făcut flama aia așa, a zis, pe ăsta trebuie să-l ucidem, că produce fulgere și aduce nenorocire asupra triburilor noastre. Și a chemat pe ăștia doi, dintre care ăla din partea aia care cântă, Doamne, Doamne, pleacă-ți fața ta, așa, l-a trimis să mă ucidă. Și eu cum stăteam în hamacul meu acolo, în casa aceea, unde scrie casa misionarului, așa, a venit, nu vorbea cu mine nimic, nici nu știam ce să vorbesc cu el, și stătea cu sulița. Și trebuie să vă spun că avea o suliță care, dacă intră în pielea elefantului, vă dați cam, în mine cam cum intra. Și stătea cu sulița așa. Și eu zic, mă, ce bine că, dar numai seara, ziua nu. Când mă duceam să mă culc, vinea și stătea cu suliță. Nu vorbea nimic, absolut. Și zic, măi, ce bine că acum mă păzește, sunt sigur. Dar care era treaba?
El stătea cu sulița, nu cumva să fug, să mă ucidă. Și vreo 8 zile, o săptămână și ceva, vreo 8 zile a stat. Și n-a vrut să primească botezul, până zice, nu primesc botezul până când nu vine Pablo aici să mă mărturisesc la el, să-i spun ce am vrut să-i fac. Și eu ce vă spun acum, eu spunea el. Zic, și de ce nu m-ai ucis? Eu ce făceam dimineața? S-a luminat că acolo nu e. S-a luminat din cât e ziul. Pot să lucrez restul acolo. Când s-a luminat din ziul, luam trusa medicală și plecam la colibile lor să-i tratez. El știa și era în legătură cu vrăjitoarea, cu niaiul lor, niaiul religios, gurul religios al lor. Și zicea așa, stai că mai e niște colibe unde mai sunt niște oameni bolnavi, când i-a terminat pe toți de tratat, atunci a lucit. Și zic, de ce nu m-ai ucis? Ultima dată când a crezut el că s-a terminat toți, s-a hotărât să mă ucidă. Și asta spunea și vrăjitoarea, care acum e sora noastră. Și zice, prima dată a ridicat sulița să o înfigă mine, eu dormeam. Eram sigur că el mă păzește. Și când se înfigă sulița mine, i s-a muia mâna și a scăpat sulița jos. A încercat odată, de două ori, de trei ori, de mai multe ori și n-a putut. Și i-a spus, asta, vrăjitoarea i-a spus, de ce nu l-ai ucis? Nu pot să-l ucid. Când se înfig sulița în el, mi se moaie mâna și a scăpat sulița jos din mână. Atunci a zis ea așa, stai așa că ăsta dacă produce fulgere și nu poate să-l ucide nimeni, ăsta are puteri supranaturale. Și a început să-mi facă curte mie, să dea pe lângă mine, nu pentru, n-avea probleme cu temă religioasă, ca să afle din puterea mea, să ia și ea din puterea mea. Și a început să dea pe lângă mine, să vorbească cu mine, o să o vedeți, să vorbească cu mine, să... Și eu am invitat-o, că aveam un pastor dat de Uniunea de la Harare, care făcea studii biblice cu ei. Oamenii început să se înțeleagă că de ceva, aveau Biblie, aveau așa. Și i-am spus pastorului Neuma, zic, pastore, hai să o invit și pe niaiul lor religios. Pe... Frate Pavel zice, nu se poate. Dacă îi încântă pe ăștia și îi trage înapoi și să nu stricăm. Nu, că Dumnezeu zic, are metode și pentru diavolul, nu. Dumnezeu e mai tare, nu diavolul e mai puternic. Și am invitat-o și pe ea, dar ea a venit ca să afle secretul cum are asta putere, de nu poate să-l ucidă nimeni, produce fulgere, să aibă și ea, să afle secretul, cam cum se întâmpla la Pavel cu, ăsta cum îi spune, cu... Așa, cu inima vrăjitorul. Cam aceeași. Venind mereu, Duhul lui Dumnezeu a mișcat-o la mintea ei, a început să înțeleagă că era o femeie foarte deșteaptă, foarte isteață și impunătoare, o femeie înaltă, așa bine făcută, dar o să vedeți cum a tras-o diavolul, să o bage să-și ia prada înapoi, satana. Și a cerut să fie botezată. Pastorul, măi, frate pastor, dacă ea cere să fie botezată, înseamnă că ea înțelege. Și când la botez, asta o să vedeți după amiază, mai târziu. Așa, de mai derulează, că asta e într-alt disc. Mai dai drumul? Înțelegeți ce cântă? Asta este fratele președinte al Uniunii și ăsta este spitalul. Așa, scoate-l pe ăsta și bagă-l pe lantul cu botezul. Asta era mediul în care eu lucrez acolo. Am să vă întreb ceva. Este 7:15. Dacă va trece peste ora 7, este o problemă? Câți dintre dumneavoastră vreți să mai rămâneți după ora 7? Oh, aproape toți. Adică nu aproape, chiar toți. Uite și prietenul meu vrea, adică mâna. Aici unde merg să fie botezați la fluviul Zambezi.
S-au botezat cu ocazia, s-au botezat 384 de persoane. Femeile de o parte, bărbații de o parte. Ia uitați ce roșii au făcut acolo. Ia să vedeți ce roșii au făcut în deșert acolo. Asta este ciomolia. Ia uitați ce roșii au făcut. Numai că ei nu le lasă să coacă. Când începe să coacă, le aruncă. Că a zis că se strică. Așa, pune puțină pauză, pune puțină, un pic de pauză, pune pauză, așa, ăsta este președintele. Ce se întâmplă? I-am învățat să pună roșii, să pună... A fost problemă mare. Și am zis, Doamne, nu-mi da răbdare, ci îndelungă răbdare și dacă se poate dă răbdare sfinților cu ei. Ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Oamenii ăștia erau sălbatici, sălbatici. Nu știau de rușine, nu știau de frică, nu știau de nimic absolut. Acum, când am început să-i învăț, unul punea ceapă înainte, altul vinea, o scotea și o mânca. În momentul când s-a făcut ceapa mai mare, așa, eu am crezut că jumulește iarba după lângă ei, ei scotea ceapa și o arunca. Și zice, păi când ai pus-o, era așa, așa, rotundă, asta care ai pus-o, și acum a crescut de-aia lungă, așa. A crescut altceva, nu mai ești ce ai pus tu. Și o să vedeți, păi, acum e instructoare la copii. Cel mai mult am avut de lucru cu ea, săraca, și îi explicam. Și trebuia să ai răbdare și răbdare și răbdare și înțelepciune cu ei. Că dacă îi bruscai sau ceva, că ei dacă nu știa nici de rușine, dacă stăteau lângă el și îi vinea să facă pipi, să mă iertați. Așa, nu te dai la o parte, făcea pe tine. Că ei nu știa de rușine, nu știa. Absolut. Acum o să-i vedeți îmbrăcați frumos, i-am îmbrăcat cu ajutorul lui Dumnezeu, o să-i vedeți civilizați, civilizați. Acolo, în raport cu ce se poate acolo, nu... Așa. Aici este fratele președinte, nu vrea să mai muncească nici ăsta. Asta e fratele președinte, căutam locul unde să facem spitalul aici. Așa, derulează mai înainte. Ăsta este pastorul Neauma, ăla-i președintele, ăsta e de la guvern, că au auzit ăștia de la guvern. Aici i-am învățat să pună, dar i-am pus să smulgă astea. Asta este una din fântâni. Ia uitați ce are, acolo are ciomălia, un fel de iarbă, care o mănâncă e ca salata. Asta cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu a fost. Așa, pune puțină pauză aici. Ce s-a întâmplat? După ce am terminat eu fântâna de făcut, forajul ați văzut altă dată, parcă v-am arătat, nu? Așa, după ce am terminat fântâna de făcut, altă nenorocire a fost. Nu puteam să-i fac să se spele. Nu vrea să stea să-i spăl. Oameni și copii care de când se naște și până moare nu se spălau absolut deloc. Și vă dați seama când îi tratam întâi, trebuia să... Sunt cadre medicale aici, nu? Cam ce înseamnă să desinfectez întâi, trebuia să-l spăl. După aia să-l desinfectez și să-l tratez. Când, după ce am terminat fântâna să-i spăl, nu fugeau, nu. Din punctul lor de vedere, ei aveau perfectă dreptate de nu vrea să spele. Și mi-a arătat pe viu, nu știu dacă v-am spus dumneavoastră, mi-a arătat pe viu de ce ei nu vrea să stea să spele. Și, repet, avea dreptate. Ei trebuia să miroase animal, ca lei să nu-i sfâșie. Și așa îi mai sfâșiau. În momentul când își schimba mirosul, îi ataca lei imediat. Cum v-am spus cu David Livingstone. Când s-a bărberit, s-a dat cu cremă cu ce s-a dat pe față, a intrat un leu peste el în colibă și l-a omorât. Ei, ca să mă lămurească pe mine de ce nu stau să-i speli, într-una din zile vinea un sălbatic, vinea cam așa, în poziția asta, așa la mine, și avea ceva mâinile amândouă. Și la un sălbatic te aștept la orice, zic, să aibă vreo piatră să-mi dea în cap. Așa, mă cam feream. Dar el, când a ajuns lângă mine, m-a mânjit pe ochi și pe țoale cu materie fecală de leu. Și vă dați seama ce urât mirosea. Și pe urmă m-a luat de mână și m-a tras să-mi arate ce mi-a făcut. Și m-a dus după niște tufe acolo unde era un leu, stătea cu burta în sus, sătul. Mai avea o bucată dintr-un bivol acolo. Și a strigat la el. A făcut o dată hie la el. A ridicat leul capul, a mirosit așa în zare și a mirosit aleu, s-a sculat și a plecat. Da, din coadă în părți, că nu-l interesează. Că ridică coada în sus, te atacă imediat. Când dă din coadă în părți, nu îl interesează. Și a plecat. Și atunci mă zic, ei au dreptate, dar cum totuși trebuie să se spele?
Și am zis așa, stai așa, că nu mai facem altfel, facem sat. Am dus niște specialiști, de ăștia care știe să facă cărămidă și am învățat și pe ei să-mi facă cărămidă pentru spital, pentru școală, dar i-am învățat și pe ei. Și i-am strâns, am reușit, că era o colibă într-o parte, una într-o parte, care e cum vrea. Și am făcut un fel de sat, dar colibe din cărămidă, rotunde așa, și la ușă i-am pus să pui câte 5 lemne băgate în picioare așa, în loc de ușă. Și când ieșea, scotea 2 lemne din astea și pe urmă că se culca înăuntru, le băga înapoi, ca să nu intre lei peste ei. Și așa s-au învățat. Și făcând focul, ia mai goni dintre ei. Cu toate astea, într-o zi mi-a sfârșit, iată, o să vedeți. 4 copii, praf i-a făcut copii la vreo 12-13 ani și i-au omorât imediat lei. Așa, de mai înainte, aici, uitați, și-au pus grădinăriți, și-au pus... Le-am spus, voi trebuie să aveți aici niște legi și, într-adevăr, au pus niște legi stricte, că altfel, care se scoală mai dimineață, ăla mănâncă mai mult. Aici o să vedeți unde îi ducem la... Asta e coliba, prima mea colibă. Pune puțină pauză aici. Coliba care am făcut-o prima dată când m-am dus acolo, aici, la prima fântână, așa, ei se întrebau, zice, albul ăsta, de ce a făcut atâta colibă de mare? Am făcut-o vreo 20 de pași lungime și vreo 10 lățime, un fel de grajd, așa, ca să-i obișnuiesc pe ei în ambianta bisericii, că n-aveam biserică făcută, n-aveam nimic. Așa, dă-i mai înainte și aici este fântâna. De aici până la asta unde e pe munte, e vreo 2 km ceva. Aici unde îi duceam, că nu făcusem biserica, îi duceam să se boteze la vreo 30 de km, duceam cu mașina mea asta de materiale. Și ne-am inundat în nisip, o să vedeți, că era capcane de asta de nisip și intra mașina până în diferențial. Da, uitați ce s-a întâmplat aici. Dar când s-a dat frații jos, uitați cât am intrat. A luat-o pe sus mașina, a ridicat-o. Aici așteptam să fie botezați, bărbați într-o parte, femeie. Atunci s-au botezat, cum v-am spus, 380 de persoane. Ei, oamenii aceștia, un an și aproape un an și jumătate, s-a ținut cursuri cu ei ca să știu ce fac. Nu cârcotași dintre ăștia au zis, a, bă, zice, le-ați dat câte o pungă de fasole, i-ați băgat și i-ați scos din apă. Cât de ăștia sunt, biserica a avut întotdeauna și oameni consacrați lucrării lui Dumnezeu și cârcotași a fost în biserică. Aici o să vedeți cum a venit diavolul să-și ia prada înapoi, să o ia pe sora Sfonile. După asta, ia să vedeți. A tras-o prima dată, s-o nece în râu. Prima dată a tras-o în față. Și dacă a văzut că pastorul o ține bine în mână, a venit diavolul pe la spate și a apucat-o de ceafă și a tras-o să... Ia să vedeți. Ia uitați ce se întâmplă acum. A tras-o satana să o nece și ea a crezut că i-a venit rău. Dar realitatea a fost alta. Ia să vedeți că acum se ridică. Până când nu s-a rugat pastorul și cu soția lui, cu Pamela și cu ea împreună, n-a părăsit-o diavolul. Ia uitați cum o trage satana după pastor în spate ca să o nece. Păi mă, povestea ea ce a auzit ea în cap, ce... Acum se roagă, cu mâinile sus, se roagă și pastorul, și soția și ea. Zice fratele pastor Nira, zice, intervină-te, Doamne, în situația care este. Și se roagă și ea, vrăjitoare. Amen. Dar când a terminat, ea încă se mai roagă. Înțelegeți ce cântă fetița asta? Am învățat-o să cânte. Nu înțelegeți ce cântă? Și de când se scoară și până se culcă, ea continuu cântă. Acum se roagă și ea.
Acum este la biserică, prima diaconesa bisericii. Și ce v-am spus eu dumneavoastră, mi-a povestit ea. Și ce s-a întâmplat în momentul când pastorul m-a băgat în apă să mă boteze, aici o să vedeți, ei cel mai fericiți era să fiu eu în mijlocul lor. Ziceau, zice, singurul care ne iubește pe noi, zice, e Pablo. E, cum să vă spun eu, a căpătat nu încredere, ci mare încredere în mine, pentru că eu i-am tratat pe fiecare, a văzut că nu mi-e scârbă de ei. O să vedeți cum îi spalam, cum... Că cineva a zis, zice, când a văzut discuții, da, măi, dar le-ai făcut apă, le-ai dus. Ei nu erau în stare să spere, pe dacă ar ști ei să spere, nu trebuia să mai mă duc eu acolo. Așa, dă-i mai înainte. Am avut un expert în ucciderea crocodililor, dar n-a fost nevoie pentru că Dumnezeu a intervenit și nu ne-a deranjat niciun. Că erau acolo în râul Zambezi, erau foarte mulți crocodili. O să vedeți un băiat care săracul totuși nu credea el până când, și ca să fii sigur că îl botează, s-a lăsat singur în jos așa. Ia să vedeți ce face băiețașul, să vă spun care era treaba cu el. Ia uite, el vrea să fie el sigur că și el e botezat și se lasă singur în apă. Ce s-a întâmplat cu el? Îi zice, Pablo, intervine tu la pastor ca să mă botezi și pe mine. Lor nu li s-a impus, li s-a spus așa. Dacă nu sunt familie, nu poate să-i boteze, nu poate să-i pună în registru comunității. Și ei până atunci... Așa, pune puțină pauză aici unde am turnat fundația la o biserică. Pune puțină pauză. Ce s-a întâmplat? Ei până când m-am dus eu acolo, ei trăiau neorânduială. Copiii aia care i-ați văzut, care mâncau acolo, ei sunt făcuți între frate și soră, mamă și fiu și așa mai departe. În momentul când a trebuit să primească botezul, președintele a zis, nu putem să-i botezăm până când ei nu sunt familie. N-am nimic, că fac eu familie, nu contează. Și am pus pe toți așa și m-am uitat peste ei. Și ei ascultau de mine, pentru că intrasem cu partea medicală și căpătasem încredere. Și mă uitam așa, îi potriveam, că am zis că ăsta și cu asta se potrivește, veniți încoace. Vă sunteți familie. Ăsta și cu asta. Dar culmea că niciunul n-a comentat. Să comentez vreun zic că, băi, nu-mi place, păi să vezi că aș vrea pe ala sau aș vrea pe aia. Nu. Și dacă a spus Pablo așa, el e omul cel mai deștept care a fost la noi aici și el știe. Și culmea e că toți au rămas așa. N-a existat vreunul să vii să zică, păi să vezi că parcă mi-ar place Ailanta sau Ailanta. Nu. Acum vine unul la mine și zice, Pablo, zice, cum adică nevasta mea? Păi e numai nevasta ta și numai tu singur dormi cu ea în colibă. Păi zice, dacă vine și tata sau fratele meu și doarme și el, nu. Deci numai a mea e. Da, bun, și-a luat o țăpușă de aia, care, o săpălică și-a făcut așa un cerc. Zice, dacă trece vreunul de cercul, l-am omorât imediat. Alte belea, zic, nu, voi trebuie să rămâneți tot așa, voi trebuie să rămâneți tot prieteni, tot frați, tot... Și au înțeles oamenii. Dacă aici unde am turnat fundația la o biserică acolo, la ei, acolo pe munte, dă-i mai înainte, am lucrat și zi și noapte aici, o să vedeți unul cum strigă la mine, Pablo, în românește. I-am învățat. Păi stai că eu învăț limba voastră, dar și voi trebuie să învățați pe a mea. Și au învățat și ei câteva cuvinte române. Am cumpărat un aparat de ăsta de face curent, un grup dintre ăsta, și am lucrat și zi și noapte ca să nu intrăm în timpul când încep furtunile de nisip. O să vedeți în ultimul, cam ce înseamnă o furtună de nisip. Și lucrau frații, ăștia erau duși de mine din capitală, meseriași, dar i-am folosit și pe ei ca mâna de lucru necalificată. Ca să se învețe și ei să facă... Ia uitați cum i-am pus, ăștia sunt de-ai lor. Să care cărămide să facă aici bazinul de... O să-l vedeți la urmă, unde s-a oficiat botezul. Primi botezul, frații am noștri. Am făcut bazinul de botez. Și când a venit fratele președinte al diviziunii africane, fratele la țara, s-a uitat... O să vedeți în discul următor. Când a văzut biserica, zice, asta nu e biserică.
Și asta e bijuteria din deșert, a ieșit foarte frumoasă. Și m-a întrebat, zice, dar de ce a fost nevoie să îi faci arcadele alea așa la biserică? Zic, la mine în țară unde eu locuiesc am o casă frumoasă, dar pentru Dumnezeu vreau să o fac mai frumoasă. Așa că puteam să fac o baracă acolo și nu, trebuie să fie și frumoasă. Încă mai aveam râi acolo. Început să se apară și de-aia mă scărpinam. Ia să vedeți că vine și fratele președinte. Și cu tot că eu aveam râi, dar tot puneam mâna pe mine. Și i-am spus, fratele Ionatan Musosi a fost secretarul Conferinței Generale vreo 13 ani, un om doctor în științe religioase, un om cu multă carte și multă înțelepciune. Eu când mă duc la el stau, la fratele Ionatan. Aici pereți în biserice, constructorii care sunt aici, vă place cum a ieșit? Dar le-am dărâmat de vreo câteva ori pereții, că nu mi-a plăcut. Zic, nu, mie îmi faceți drept așa, nu facem, aici lucram noapte, ia să vedeți cum strigă unul. Pastor Neauma! Yes, fratele Pavel! Auzi ce spune? Și fratele Pavel, în românește și el e african. Aici lucram și noaptea ca să putem să ne încadrăm în timpul... Aici au venit de la guvern, ăsta era de la guvern, au venit de la guvern să vadă, mi-a trimis guvernul unul, uitați unde am făcut arcadele astea frumoase așa, aici. Ăsta de la guvern a fost trimis de guvern, dacă la caz de unde am furat eu acolo, ăsta e bazinul de botez, dacă la caz de găseam gaze sau petrol, mă pușca pe loc imediat, pentru că e o lege internațională, care dacă cine găsește un zăcământ, 20% primește cât timp funcționează. Și eu ca alb, vă dați seama, să iau de la ei, suna cam urât. Și mi-a spus pe urmă el, când am găsit apă, zice, eu de asta am fost trimis. N-am știut eu, zic, că nu-ți mai dădeam eu pâine să mănânci cu mine. Glumeam cu el, că era unul, cancelarul guvernului, o să-l vedeți. Și zice, dacă găseai gaze sau petrol, trebuia să te împuși pe loc imediat. Ăștia sunt de la guvern, aici am făcut, ce se întâmpla? A trebuit să facem fermele din fier, pentru că erau niște furnici acolo roșii care ei le mâncau, așa, și rodea lemnul. Și în câțiva ani de zile îmi dărâma biserică și am făcut din acoperit cu tablă și am făcut fermele din metal. Aici lucram pe o căldură de 43-45 de grade, atât era de cald. Ăsta era din partea guvernului, au filmat ce s-a tot de la guvern. Au firmat și au dus acolo la... Și până, ca drept recunoștință, ăștia mi-a dat peste vreo 60 de hectare de pământ, m-am proprietărit pe mine, dar cu două înțelesuri. Ei, totuși, unii din guvern spunea că eu vreau să fac investiții acolo, să gândeau. Și vreau să aduc albi la ei în țară, că eu eram singurul alb acolo. Nu exista la ei alb. Pentru că e țara care s-a desclavagizat ultima, în 80, în zilele noastre. Și aveau repulsii față de alb, de câte ori a vrut să mă trimeată înapoi în țară. Și Dumnezeu a fost cu mine și m-a menținut. Și probabil ca să mă încerce pe mine, dar eu, după ce mi-au dat cu acte, acolo lângă capitală, terenul ăsta l-am dat Bisericii Adventiste și a văzut că n-am niciun interes ca să fac investiții acolo la ei. Ăsta e de la guvern, ăsta este pastorul Neauma, ăsta e pastorul Neauma și ăsta și cu ăsta e de la guvern. Și se întrebau, zice, cum a ridicat ăstea aici materialul pe muntele ăsta aici? Și le-am arătat pe unde am făcut noi. Am pus oamenii, am găsit o scursură de apă și am umplut-o cu nisip și pe acolo am făcut un drum unde s-a ocolit muntele, unde să ridicăm, să aducem cărămida și cu cimentul. Și ca drept recompensă s-au gândit ei când m-a chemat la guvern, ce se întâmpla? Unii vreau să mă alunge din țară, să nu mai fiu acolo, alții o lua asta politic, zice, ăsta are vreun interes, de orice a investit atâta, să facă școală, să facă
trei fântâni, să... nu, ăsta are gânduri să aducă albi înapoi în, în țară la noi. Și i-a venit o citație când am, că eu veneam cam o săptămână, adunam materialul și îl duceam aici, încă mă încerca râie. Și nu puteai să stai, că te mânca pe căldură, te mânca. V-am povestit cu râie cum a fost? V-am spus? E, am să vă spun și cu râie. Că cineva a zis, zice, băi, dar lui fratele Pavel ăsta îi se întâmplă numai lucruri de astea bune, așa, toate merg așa pe... Nu, 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 nu v-am spus câte probleme. Pune puțină pauză să vă spun cum a fost cu râia. Ăsta este Ceaoma, care mi l-a dat fratele președinte, care știa limba cicunda, limba lor. A început să-mi apară pe, după ureche, pe între picioare, pe între dește. Mai tare m-am speriat, am crezut că e lepră. Niște bube pline de apă și când se spărgeau la 40 de grade, vă dați seama cam ce durere simțeam. Și am dat telefon lui fratele Dinu, Costin, doctorul de aici, la noi. Zic, uite ce am pățit, uite așa, așa. Dar dumnealui zice, a, nu te speria, ia un pic și scrie ce spun eu. Și mi-a scris niște medicamente acolo. M-am dus la o farmacie acolo în Harare, în capitala de Zimbabwe. Să uite farmacista, zice, astea cred că până America le găsești, nu pe la noi. Și am plecat tot plin de râie, în deșert. Din capitală și până în deșert era cam 1300 de kilometri. Făceam cam vreo două zile și ceva cu mașina. Dar până când s-a ajuns, m-am oprit la Masai. Masai e aia care cresc vaci și capre. Ca să cumpăr niște capre pentru să dau pentru oamenii care lucrau la spital. Și acolo erau niște grupuri de adventiști. Și aveam un prieten care era adventist, care avea capre și vaci. Și când m-am dus la el, a văzut că mă scarpin, zice, ai scariaschi? Adică râi. Zic, am. Vino încoace la mine, zice, că te vindic eu. Și mă duce la un bazin acolo, mi-a spus doctorul Dinu să nu mai faci așa ceva, că putea să mori. Puteai să mori, să faci un atac de cor și să mori imediat. M-a dus la un bazin unde spăla el caprele de râie. Și zice, dezbracă-te așa cum te-a făcut măta și bagă-te aici. Nu era mai solid ca mine, dar era oricum mai tânăr. Și a venit cu o sticlă și a turnat acolo ceva. Eu am crezut că a turnat tomoxan de ăsta de spălat oile de râie. Dar a fost altceva, mai e. Și văd că se dă în spatele meu și mă ține de umeri. Numai până aici la gât, în apă. Zice, simți ceva? Zic, nu, că nu simțeam nimic. Mai mă întreabă iar de vreo două ori, zic, nu simt nimic. Când a început soluția aia să intre în piele, am dat să ies afară. M-am zbătut, el mă ținea acolo înăuntru cam vreo 3 minute așa. Frații mei, când mi-a dat drumul, când am ieșit din bazin în pielea goală, dacă n-am dat roată la bazinul de vreo 50 de ori, nu mai puteam, mi se punea pe inimă, pe suflet de durere, de usturime. Ce pusese el acolo în sticla aia, ce avusese? Cap de șarpele mamba, cel mai otrăvitor după pământ din lume, șarpele mamba, dacă te-ai întâlnit cu el odată, a doua ori nu mai ai ocazie, nici tu, nici el. Ori îl omori, ori te omoară el. Și cu un fel de iarbă care nu mânca niciun animal de amară ce era. Astea două, el spăla caprele de râie. Dar și el a spus, când a avut râie, tot cu de-aia s-a spălat. I-am povestit lui doctorul Dumnezeu și a zis să nu mai faci așa ceva. Dar am plecat de acolo și mai aveam de mers cam o zi și jumătate până la ei mei. Când am ajuns acolo, nu mai aveam nici urmă. Zice că a dispărut, că cine n-a mai avut de atunci. Dar usturimea care am avut-o, așa, dă-mi înainte... O să vedeți biserica asta finisată, terminată, că au fotografiat, au filmat și au dus acolo la capitală. Și în urma la astea mi-a dat pământul și m-a ajutat, guvernul mi-a făcut pe urmă drum până acolo și nu mai fac atât de mult. Am făcut drum, i-am învățat să pună bumbac, am dus un investitor român din capitală care să le ia bumbacul lor, nu le trebuie bani, că n-are să facă ei cu bani acolo, dar să le ducă bunuri dintre astea. Și am dus un investitor care să le ia bumbacul de acolo, să-l ducă la capitală și i-am spus lui, s-a umplat ochii în cap când i-a spus, zic, fii atent aici, dacă cu ăștia nu ești corect, că investitorul ăștia e cam cu ce la ei ca și la noi, știi? Așa. Zic, ăștia te ucide imediat, că ăștia încă sunt sălbatici.
Tu ai grijă, tu trebuie să fii corect cu ei, că dacă ai încercat să-i șmecherești, au omorât imediat, nici nu discută. Era o căldură, frații mei, de când, ca atunci când ești la, în fața aragazului și deschizi ușa și tragi, așa intra aer fierbinte în mine. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că cu ajutorul Dumnezeu a rezistat. Nu vreți, putem face aici, dar nu. Eu vorbeam cu Neauma, vorbeam românește și el îi traducea în engleză, că eu nu vorbesc engleză. Este și funcționat. Ei ziceau că să facem spitalul într-altă parte și zic, nu, că l-am făcut în trei puncte, că la mijloc vreau să fac, să-i aduc, să facă colibie în pământe acolo. Spitalul acolo. N-am înțeles ce spune. Traductorul zic. Ăsta, pastorul Neuma, vorbea, asta este biserica. Bine, nu-i finisată. Da, vă place cum a ieșit? Aici le-am pus, pe biserică, am pus steagul Bisericii Adventiste cu sigla noastră, iar pe spital am pus steagul țării de care aparține. Aia e partea... M-a pus fratele președinte să scriu în românește. Păi zic, ce român trece pe aici să citească? Nu, 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 să știi că astea sunt făcute de un român. Și m-a pus să scriu pe toate, și pe școală, și pe biserică, și pe spital, să scriu ce scrie în limba ta, în românește. Vă place cum a ieșit fațada? Uitați ăștia copii făcuți între soră și frate, care ieșeau mari formați, cu două degete la picioare, cu șase degete la mână, cu copii mari formați, din cauza că erau între rude de gradul 1. Asta este Cirua, a mai trecut ani, s-a mai cizelat și el sărac. Când a apărut copilașul ăsta prima dată, l-am momit, uitați aici, e ce se întâmpla la ei acolo. Mi-a dispărut două simțăminte omenești, mila și rușinea. N-aveai să-i faci anestezie, să-i faci... Tăiam în carne vie cu bistiriu și scoteam vierme de acolo din rană, băgam alcool și betadină și îl bandajam imediat. Dar ei au anticorpii tari. În două, trei zile, o să vedeți în discul următor, era vindecat și vineau la mine să le spun eu dacă e vindecat sau nu. Aici, pune puțină pauză, aici era în ziua de sabat și ei erau în adunare și a venit un băiat că avea vierme în picior și acolo unde am tăiat și am scos și părmășteia și când a văzut ei în ziua de sabat m-a chemat în comitet imediat, asta după ani de zile când s-au botezat, ci tocmai tu care ne-ai învățat că sabatul e sfânt, tocmai tu îl calci și a trebuit să le explic și să le spun ce se poate face și ce nu se poate face în sabat. Așa, dă-mi înainte. Asta făceam de dimineață și până seara, până când toți au trecut pe mâna mea. Și de-aia ei au căpătat așa încredere, pentru că le spuneam, o să vă arăt și ce mâncau până când m-am dus eu. Le spuneam, asta s-o mâncați, asta s-o nu mâncați. Numai nu comenta, a spus Pablo, așa el știe de ce. Ce se întâmplau cu ei? Aveau mușcături de insecte, de șerpi, de tot felul de... Da, aici este după botez, că sunt luate de mai multe. Aici sunt oameni care nu că n-au mâncat o bucată de pâine, nu știa cum arată o bucată de pâine. Nu știa, nu văzuse în viața lor o bucată de pâine. Ce s-a întâmplat după ce a primit botezul? Pune puțină pauză, te rog. După ce s-au botezat, președintele îmi spune, zice, Pablo, dacă am avea măcar câte o bomboană să le dăm și lor, ar fi fost bine.
Zic, am mâncare cu ajutorul lui Dumnezeu pentru toți. Când a auzit președintele, zic, cum? Pentru că eu am venit, pune puțină pauză aici, așa, pune un pic de pauză. Când am plecat ca să vină să oficializeze botezul, am plecat din Harare, din capitală, și președintele m-a invitat în mașina lui. Iar în urma mea vinea mașina mea, care când mă duc acolo am o mașină zisă, închiriat, dar niciodată nu i-am dat bani pe ea, că e un frate adventist, care îmi dă un Land Rover dintre ăsta mare, așa, și m-am dus cu Nichi, cu șoferul care mi l-a dat de la Uniune, și am încărcat-o cu toate ce am putut noi să luăm de acolo, din capitală, că mi-am dat seama, zic, după ce îi primesc botezul, măcar să le dăm și lor ceva să mănânci. Și el nu știa ce am eu în mașină, mașina mea vine în urmă. Și eu eram cu el în mașină, cu președintele, trezorierul Uniunii și trei pastori. Și pastorii nu știa că eu vorbesc limba swahili, înțeleg limba swahili. Și îi spune unul la altul, zice, măi, zice, cred că Pablo ăsta, zice, cred că n-are toate doagile la cap. Unul, dar altul zice, măi, zice, cred că a avut una și aia pierdut-o pe drum, zice. Dar eu râdeam, zâmbeam, dar președintele se uită la ei, zice, măi, să vă fie rușine că l-a înțeles despre ce e vorba. Așa, vorbește limba swahili. Bine, și-a cerut iertare, nu mă interesează pe mine. Așa, dar președintele zice, uite care e problema cu Pablo ăsta. Ăsta nu e la noi aici, nici că e mai deștept, nici că e mai credincios, nici că e mai bun, nici că e mai rău, nici că... Dumnezeu pentru fiecare situație specială are câte un om special. Noi suntem 820.000 de adventiști în, bine, și țara mare, în Zimbabwe, 720.000, 710.000 sunt în Zambia, vreo 900 sunt în Kenya, câteva milioane de adventiști împrejur la deșertul ăsta. Și zice, ați îndrăznit vreunul să vă riscați viața să ajungeți la sălbatici? Ăștia nu, pentru că aveți copii acasă, uite, el și-a riscat viața pentru așa ceva. Acum noi, financiar, nu putem să-l ajutăm, dar zice, măcar moral să și, într-adevăr, și-au schimbat atitudinea, că ei prima dată a zis că ăsta e vreun aventurier, care, știu eu, probabil o aventură de-ală. Și după aia au înțeles oamenii. Acum, venea în urma mea, când i-a spus președintele, zic că am cu ajutorul lui Dumnezeu mâncare pentru toți. Cum să ai pentru toți? Ia dă Nichi mașina înapoi. Da mașina înapoi și am avut acolo boabe de porumb fiert și cu alune amestecat, esență de suc, am luat apă din fluviul Zambezi și le-am făcut suc la fiecare, niște pahare de-astea din capitală de unică folosință, pâine și pentru toți. Dar nu știu dacă am avut chiar pentru toți, că acolo Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu, acolo am înțeles-o, că au mâncat și cei care s-au botezat și care n-au fost botezați. Cred că a fost peste vreo 800 de persoane, dacă nu mai mulți. Și toți s-au scurat sătui de la masă. Dă-i mai înainte. Și o să vedeți cum mănâncă oameni care nu că n-au mâncat o bucată de pâine, n-au văzut cum arată o bucată de pâine. Ia uitați-vă cum să... Le-am spus, la botez vă îmbrăcați frumos cu ce aveți mai frumos, așa. Și uite, mănâncă și ei pâine. Oamenii aceștia, nu știu dacă v-am arătat cu altă ocazie, cum arătau ei acum 6 ani în urmă. Cât de amărâți erau. Ăștia sunt, uite, ăștia sunt prezbiteri. Le-am dus atâtea țoale, m-au ajutat cei din America, am niște nepoate acolo, m-au ajutat cu haine, baxuri de haine, de vreo 3 ori cât am bonul ăsta de mare vinite și le-am dus la... Oameni din România, special adventiști, care vreți să ajutați copilul și să scrieți în carte, sunt peste 200 de copii aici. N-aveam școala făcută atunci. Și am apelat cei care vor să ajute școală și Dumnezeu, ca să facem școală, și Dumnezeu când am venit în Franța, în Spania și în Belgia, frații adventiști, în special români, toți au pus mână de la mână, iar eu în cartea asta aici, care vedeți și care s-o citiți, la urmă am pus câteva care am mai avut la îndemână, niște chitanțe, ca să vadă oamenii ce s-a făcut cu banii lor. Cineva când a văzut, cum mă zice, $11.000 odată, $7.000 odată, $5.000 odată, $3.000 odată, așa,
au sărit ca unul singur și au ajutat. Dumnezeu a avut, are și va avea până la sfârșitul timpului oameni consacrați lucrării lui Dumnezeu. Să nu credeți că numai Bartolomeu s-a dus în Africa. Și cei care au contribuit pentru lucrarea aceasta au fost cu mine acolo. Numai că n-au fost fizic, dar au fost prin medicamentele lor, prin dărnicia lor de care au dat dovadă. Să poată să citească în Biblie. N-aveam școala făcută pentru ei și am primit bani pentru ce am făcut școala, am făcut... A trecut la îndelunga răbdarei și 25. Mai stați? Vreți să-l vedeți și pe al treilea, să vedeți finisajul bisericii? Da, ăsta s-a terminat. Scoate-l și bagă-l pe cealalt. Copilașii ăștia toți stau cu mâna sus și noi vrem să învățăm carte. Și au învățat carte. O să-i vedeți cum cântă la adunare, pe grupe, am înființat și un cor. Cum i-am testat, să vedem cam care, i-am pus așa și am început să cânte muzicuță și zic să vedem, care mișcă cumva din picior sau din mână sau din ceva, simte muzica. Și așa i-am testat, tu vină cu acea. Și văd două fetițe care o să le vedeți, care cântă la muzică, am luat niște muzicuțe, vreo 20 de muzicuțe din Franța. Și când am început să le cânt din muzică, avea și ele câte un băț și făcea cu el așa. Și când le-am pus muzica în gură și când a început să sufrinea, ei sunt foarte, nu sunt proști, să știți. Mintea lor nu e cu calculatorul, cu a murit papa, s-a scumpit petrolul, ei nu le are astea. I-am spus la un băiețel, i-am spus, băi Vasile. Și după vreo 3 săptămâni s-a uitat la mine și zice, băi Vasile. Sunt foarte receptivi. O să vedeți unul care și-a făcut tractor. Și merge cu el până... Așa, dă-i fondul muzical mai tare. O să vedeți o furtună de nisip cam cum arată în deșert. De ce ne era nouă frică și ne grăbeam. Cam așa arată o furtună de nisip. Se ridica nisipul până la cer. Aici era, am filmat câteva condiții în care eu lucram și eu mergeam pe întâlnire. Uite, ăștia fug, fac o cerere, aceia fug de nici lei, nu poate să-i prindă. Așa fug, așa alergătură are. Aici erau niște girafe. Ăștia are o alergătură de fug, de... Dar eu m-am învățat cu animale. Și mă duceam la o girafă și nu prea vrea să stea să mă ajung lângă ea. Ia uitați-o. Nu vrea, nu-i plăcea de mine. Și în urma mea erau niște elefanți care... Că la un moment dat te îndeți cu situația care e acolo. Asta este Nichi, șoferul, care mă însoțește întotdeauna. Uite, pune puțină pauză. Dacă ai fericirea să ai o pasăre de aia lângă tine, ești cel mai fericit. Ce se întâmplă? Aia când apare un șarpe, imediat îl găurește cu ciocul, îl omoară imediat. E sigur că doar liniștit dacă ai o pasăre din aia pe lângă tine. Așa, dintr-asta. Și asta o are ei și pe steagul lor, cum avem noi pasărea cu crucea în cioc. Așa are ei, asta e emblema lor. Așa, dă-i mea înainte, jacaraca se numește. Astea erau cele mai spurcate animale. Când am văzut prima dată una dintre astea, am crezut că e împăiată. Asta e sfinția sa, leu, sau ce coamă are. Au și animale, ăsta dormea, dacă n-a strigat la el, a dat din coate, să văd că e viu. Unde sunt? De câte ori a vrut să mă atace pe mine, astea sunt foarte periculoase. Ăștia sunt lei frați. Unde sunt doi frați, se împacă, unde e tată și fiu, sunt cairă, nu se văd. Aici, uitați, am învățat, i-am strâns unde am făcut un fel de sat. I-am învățat să-și facă colibe. Așa, pune puțină pauză să vă explic cum e cu ploaia aici. Nu știu dacă este timp și o să vedeți într-altă, dar nu știu dacă e într-ăsta. Într-una din zile, încoace când aproape să plec, era biserica făcută. În sabat a venit la mine doi dintre prezbiteri. Zice, măi Pablo, se uita, era cerul senin și noi eram până luna septembrie și ploile acolo încep cam după 1 ianuarie.
începe să mai plouă câte ceva așa. În timpul ăsta, când eram noi acolo, nici nu pica timp de fir de ploaie. Și măi, Pablo, cum tu ne-ai spus nouă că moari, adică Dumnezeu, moari, ascultă rugăciunile păcătoșilor, a oamenilor de rând, cum suntem noi. Tu chiar crezi că le ascultă? Zic, da. Cum să asculte? Și se uita așa la cer, era senin și o căldură. Zice, cum să asculte Dumnezeu de la înălțimea asta așa, săracul după mintea lui? Și la înălțimea asta, așa cât e de departe să audă el rugăciunea noastră. Tu, de exemplu, dacă te-ai rugat, sau eu dacă m-aș ruga, Dumnezeu mă ascultă? Zic, da, te ascultă și pe tine și pe mine, dar depinde, zic, ce te rogi. Zice, de exemplu, cum e acum seceta asta așa? Tu dacă te-ai rugat la Dumnezeu să plouă, ar ploua? Zic, da. Lângă mine era pastorul Neauma și mi-a zis, zice, eu nu m-aș fi aventurat la, la un răspuns ca ăsta. Zic, da. Ia roagă-te să vedem dacă plouă. El era prezbiter. Și m-am dus în capătul adunării așa să fiu singur și n-am zis, Doamne, știi, la ordinul meu tu trebuie să, sau știu eu, Doamne, ca oamenii aceștia să vadă într-adevăr că tu asculți rugăciunile păcătoșilor, te rog să dai ploaie, ca oamenii ăștia să vadă că tu, într-adevăr, ne asculți nouă rugăciune. Și am venit înapoi, după ce m-am rugat, și căutam la bagajul meu aparatul de filmat. Și pastorul zice, dar ce faci? Păi zic, m-a rugat degeaba, vreau să filmez ploaia, să arăt la frații mei. Păi atunci zic, înseamnă că m-a rugat degeaba, dacă nu cred că plouă. Și pastorul Neauma zice, eu nu m-aș fi aventurat. Și cum erau copiii în fața adunării, așa era în ziua de sabat. A venit așa un nor de ploaie și a plouat 4 ore și ceva, a plouat continuu, dar nu ploaie cu vânt sau cu... Ploaie turna și în deșert, ca să plouă, să curgă apa, dar n-am văzut niciodată. Ca, e, pământul e setos și e nisipos și se duce apa direct în jos. Și atât de mult a plouat încât mi-a inundat, asta era casa mea. Mi-a inundat casa mea, o să vedeți, așa, dă-i drumul mai înainte, să vedeți ce ploaie a dat Dumnezeu. Că Dumnezeu când dă, dă cu mână largă. Dă-i sonorul puțin mai tare și frații de bucurie cântau în biserică. Și eu filmam de la biserică și până acolo nu era departe. Și eu filmam ploaia. E, ascultă Dumnezeu rugăciune? Ne ascultă. Dar depinde ce te rogi, că le-am spus, voi să nu vă rugați acum să pui porumbul și mâinii să nu să-l culegi. Nu, nu așa să vă rugați. Asta e biserica din Kalahari, asta este pastorul Neauma. Aici era în sabat, asta e biserica, dar nu e încă finisată cum trebuie. Și asta e casa mea, nu vrea să o strice. Le-am spus să o strice și nu vrea să o strice. Și se cântă Mareaua Canaca, Dumnezeu e cu noi, Dumnezeu e cu noi. Vă place cum arată surorile noastre? Vreți să fiți în cerul sus cu ele? Ce bucurie, păi, e atâta știu, Dumnezeu e cu noi. Asta este biserica finisată. Vă place cum a ieșit? Asta este spitalul. Aici este o clasă, asta este învățătorul. Și pune puțină pauză, pune puțină pauză. Învățătorul, acolo e învățătorul, era o clasă. Și i-am îmbrăcat pe fetițe într-un fel, pe băieți într-un fel. Și mi-a spus președintele, zice, Pablo, ce să scrim noi pe tricourile lor? Și s-a gândit el, zice, să scrim în engleză, că văd că tu faci lucrarea asta, o faci cu pasiune. Și a scris misiune în pasiune și a făcut un șablon și le-a pus pe spinarea lor. Așa, dă-i mai înainte. Inoca mai, inoca pure. Dumnezeul nostru, Dumnezeul nostru. Astea sunt surorile noastre, asta este învățătorul. Care este un om de o noblețe extraordinară. Asta este una din fântânile noastre. Uitați ce apă curată este. Ăsta e șoferul nostru. Și ei vineau de drag ca să-i spăl, că acum ei știau să-i spăl. Și îi băgam sub pompă și îi spălam. Că ei vedea că mie mi-e drag de ei.
Mai vine unul să-l spăl. Ia uite-l cum spăl. Ia să vedeți ce strigă băiețași ăștia. Ai surorile noastre, le dă să vă spun ce e cu băieții ăștia. Le face, i-am învățat să facă mămăligă, aveau mălai, ei n-au mălai galben, au mălai alb, acolo. Și, dar ei tot cum vrea ei face mămăligă. Aici e de asta ciomolia, un fel de buriană cu seu de capra amestecată. Fierbea apa și punea mălaiul amestecat și dădea la mâncare. Ia să vedeți ce strigă. Știi că de la România vine mâncare? România, 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 România. Băieții ăștia sunt copiii nimănui. Ăștia sunt în băieții, ăștia sunt în cameră. Aici era la spital, în cameră, i-am pus niște fasole să mănânce și întrebam, goiam gutul, adică vă place mâncare? Goiam gutul, goiam gutul, dar nu zic, goiam gutul, adică îmi place. Ei mâncau cu mâna, deși ea civilizați din Harare, tot cu mâna mănâncă, nu? Pune puțină pauză aici să vă explic ceva. Am vrut să văd dacă între ei a pătruns spiritul ăsta de eu să iau mai mult și alantul mai puțin. Și când le-am împărțit, unde ați văzut acolo pachetele alea, le-am pus jos așa. Zic, nu le dau în mână la fiecare. Și am pus, de exemplu, un pachet cu o sticlă de ulei, o pungă de fasole, una de zahăr, una de orez și așa mai departe. Într-alt pachet am pus două sticle de ulei, la altul trei sticle, am făcut așa să vedem când vin ei să ia, să uite ei așa să o ia pe aia mai mare. Nu, niciunul n-a. Când vinea, lua la rând. Zic, n-a pătruns încă spiritul ăsta între ei, eu să iau. Dar totuși, când se plec încoace, aveam o bucată de cârpă, așa, care o puneam eu jos și dormeam pe ea. Și aveam fetițele alea două, care se le vedeți, care cântau la muzicuțe. Și mă zic să-i dau la una și să-i supăra aia. Și am tăiat-o în două cuțituri și am dat o bucată la una și o bucată la una. Acum una, era un băiat care îi făcea curte, care umbla după ea. Și din momentul când i-am dat petica aia, n-a mai vrut să vorbească cu el. A zis că e mai bogată decât ea, el. Ea are cu ce să îndelească, el n-are. Zic, uite că gândurile pătrunde. Așa, dă-i mai înainte, derulează. Vă place cum arată acum? Îmbrăcați frumos. Hainele astea ele ține în colibă, nici nu se atinge de ele, că numai... Uitați că pe spinarea ăla i-am scrisă. Ia uitați, așa arată finisată biserica. Asta este spatele. Uite, fetițele astea două, le-am învățat să cânte la muzicuță și știți, ia să vedeți unul care știa cât de inteligent sunt și ei, care și-a făcut tractorul lui, a studiat tractorul meu bine și ia uitați ce tractor și-a făcut. Și-a făcut cabina, am văzut că a început să strângă niște sârme pe unde am lucrat noi pe acolo și a făcut cabină, i-a făcut volan și se plimba și mă uitam, zic, mă, ce studiază ăsta tractorul ăsta? Și și-a făcut, ia uite ce tractor așa a făcut. A fost cam problemă că nu ieșea ieșise osia mai lungă decât... Ăsta e tractorul care l-am dus, ăsta este Niche, tractoristul. Și să știți că... Și îmi place să repet, că Dumnezeu a avut oameni consacrați. Omul ăsta a zis așa, ori de câte ori este nevoie... Ăștia au venit, ori de câte ori e nevoie să ar, să semă, să... Eu mă duc fără niciun bar la ei. A, uitați altul ăsta ce are, e mâncat de pierd până la os. Da. Frații mei,
ăsta a venit la control să vede dacă... Și uitați ce s-a vindecat. Nu mai are nimic, a avut o mușcătură de șarpe, de ce a fost acolo, că avea viermi înăuntru. Și acum s-a vindecat. Și ăsta a venit tot la control să-i spună lui Pablo că nu mai are nimic. L-am controlat să văd. Cheia succesului Evangheliei, știți care a fost acolo? Dragostea față de aproapele, dacă nu iubești aproapele tău, n-ai ce să-L cauți în lucrarea lui Dumnezeu, să știți. Asta este cheia. Aici, ultimul botez care s-a făcut, pune puțină pauză să vă explic ceva. A fost fratele președinte al Conferinței Generale când eu eram în Franța, după medicamente. Fratele președinte al Conferinței Generale a fost în Zimbabwe. Și oamenii aceștia trebuia să-i boteze. Și n-a vrut să boteze, a zis așa: nu ne botezăm până nu vine Pablo să vadă cum coborâm noi în apa botezului. Ce se întâmplă? Ăștia au fost cei care au vrut să mă ucidă pe mine cu orice preț. Și îmi punea tot felul de capcane, capcane de carne, să vă spun cum punea capcane de carne. Ce se întâmplă? Eu coboram de acolo după munte, era drumul pe care băgam materialele așa, ocoleam, dar era și niște drumuri înguste, niște cărări, care coboram direct la fântână, jos, după munte. Și ei îmi puneau capcane ca să mă ucidă. Asta mi-a spus ei, zice, până când a înțeles și ei de să boteze, zice, nu ne botezăm până nu... Și fratele președinte i-a spus lui președintele Uniunii din Zimbabwe, zice, nu, respectă-le dorința oamenilor. Lasă, când vine românul să vadă și el cum se botează, că ei așa a zis. Vrem nu să ne boteze el, că el nu-i pastor, nu ne botează, dar să vadă și el cât am vrut noi să-l omorâm pe ăsta și n-a reușit. Capcane cu carne, cum? Un par băgat, un băț bătut în pământ, e ca acolo-i cărări, pe unde merge fiarele sălbatice. Și leu, dacă l-ai deranjat sau hienă l-ai deranjat de la mâncare, te-a sfâșiat imediat. Și a bătut, bătea câte un par așa și lega niște carne cu niște rafii de-astea de pom, o lega acolo cam vreo 50 de centimetri distanță de cărare. Și când o trece el pe aici și îl deranjează pe leu, se repede și îl sfâșie. Numai că eu o luam pe alt drum, pe altă cărare, eu luam. Și când punea acolo și n-a reușit niciodată. Și n-au primit, zice, nu primim botezul până când nu se vadă el cum noi am coborât și noi în apa botezului și ne-am botezat. Așa, de mai înainte. Astea sunt fetițele amândouă care cântau la muzicuță. Înțelegeți ce cântă? Nu era încă finisată. N-a vrut să le fac bănci în biserică. Nu, a zis că nu, noi stăm jos, că mai bine jos. Asta este omul important cu cravata. Aici, fratele Ceaoma, și ăștia sunt instructorii. Aici, după ani de zile, au învățat carte, ăștia sunt instructorii. Asta e biserica de tineret. Li s-a adus lecțiuni, li s-a adus... Pentru că și în pușcării și unde am lucrat, ăștia sunt copii, asta e instructoarea care e cu chestia cu ceapa, care o scotea și o mânca. De mizerabil era copiii ăștia săraci înainte cum am dus eu acolo. Adică nu ăștia, alții. Ăștia sunt... Uitați ce frumoși sunt. Mi-e tare drag de ei când îi văd negri așa și cu dințeșori albi. Aici este la grupă. Ăsta este prezbiterul. Care cravată, normal.
tineretul este în partea cealaltă mai mulți. Uia, adică el vine. 40 de grade. Era nuntru, era 40 de grade, da. Asta, pune puțină pauză să vă spun cum, asta e Pavela. Asta e fetița mea de suflet. Prima fetiță care eu am moșit-o, care am asistat-o la naștere. Ei nu au, femeile nu au milă acolo unele de altele. Când i-a venit sorocul să nască, să uite la ea așa, nu, fără să ajute, să ceva. S-a așa săraca pe nisip și naște. Și a venit mama ei la mine, vă dați seama cam cum arăta. Eu, care nu făcusem așa niciodată, că Marinela, cu care eu am lucrat, Marinela Pleșa, doctorița, care a murit de malarie în America de Sud, ne-am îmbolnăvit toți trei și asistenta și ea, ne-am îmbolnăvit de malarie și ea a cedat, a murit. Noi am scăpat cu ajutorul Dumnezeu. Vrea să mă învețe și ginecologie, zice, vină încoace, las că aia o faci tu și cu Alina, nu. Dar, și mi-a spus fata, zice, ai să te întâlnești cu așa ceva și ar trebui să faci, și ai să faci în alte condiții. Când a venit la mine, că vedeți dumneavoastră acolo, tu trebuie să faci totul, nu mai știi să mai vine altcineva. Vorba lui președintele conferinței astea de diviziune africane. Păi zice, asta e și doctor și tractorist, că vezi cum merge cu tractorul, e și constructor, e și agricultor, e și sondor, e și de toate. Trebuie să știi să faci, să ceri de la Dumnezeu înțelepciune, să faci din toate, să știi câte ceva. Și ce să fac? N-am zis, Doamne, păi eu cu ce să o ajut? Că eu nu sunt ginecolog. Dar am pus mâna pe telefon imediat și am dat telefon la Băicoi. Am o prietenă de familie pe asta, Angelica, doctorița Angelica Savu. Angelica, zic, uite ce am, uite. Nu te faci așa, 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 tragi pe burtică, faci cu tare, imediat, pui telefonul jos și faci cum îți spun eu. Și a fost problema la prima naștere. Și după aia m-am specializat. Și acum eu sunt moașa acolo. Și asta este... Și după ce a născut-o, mama ei a început să mă tragă de mână și m-a dus la fântână. Și eu pe marginea la toate fântâne am scris Forat de Pavel Bartolomeu. Și a arătat să-i zică la fata ei să o cheme Pavela. Și Pavela i-a pus numele. Pavela, da. Așa, dă-i înainte. Și uite ce frumoasă e. Ăsta este doctorul Chenet, care l-am dus acolo, am dus aparatură, dată de fratele Dinu de aici, din România, așa, uitați cum stau, ăștia toți stau la spital, spitalul din Caniemba, din Kalahari, așa, pe rază, cred că vreo 800-1000 de kilometri, poate nu există punct sanitar, ăsta este primul care s-a ridicat în deșert și nu-i numai din triburile alea, vin din toate unde, vin la mari depărtări. Preacă cu zilele fac până când ajung aici. I-am învățat să... A, uitați-vă aici corul nostru de muzicuțe. Aici suntem la repetiție. Cântăm Moșoaua cu Tara. Cântă o cântare de-a lor, Moșoaua cu Tara. Uitați, cam așa arată un om bolnav de malarie. Așa am fost eu. Se umplu ochii în cap, te roșești și stomacul se dă peste cap. Cam așa arată un om de malarie. Am luat un băț aici, am o dungă, nu trebuie să vede. Am luat un băț în cap de la un... Am să vă povestesc pe urmă. Aici unde mergeam cu băiețașii ăștia, și cu asta se termină, mergeam la... Coborând după munte de acolo spre fântână, mergeam niște copilași cu mine și eu le-am spus... Eu le-am spus, voi mergeți întotdeauna înainte, nu în urma mea. Și vreo patru băieți, la vreo 13-14 ani, așa, a rămas în... Nu prea mă cunoaște. A rămas în urmă, în urma mea. Și când s-a repezit niște leoaice, patru dintre ei au omorât imediat, praf, i-au omorât pe loc, sub ochii mei. Am intervenit cu pistolul imediat, cu foc, am gonit leoaicele și... Acum mergeam să vedem dacă i-a dezgropat hienile. Și ei n-au milă. A făcut o groapă așa și i-a pus pe toți patru acolo, la vreo 60 cm,
Dar după aia a adus niște crengi dintr-un pom, care numai ei îl știau, și am crezut că e vreun ritual ceva. Și l-a pus pe așa și i-a dat foc. Și zice, dar de ce i-a dat foc? Zice, să nu vii hienele să-i dezgroape. Ce se întâmpla? Cenușa de la pom ăsta ustura și am încercat și eu să văd. Și vreo săptămână m-a usturat nasul, am pus aici la nas să miros. Zice, când vine să miroase și le intră asta pe nas, zice, fuge și nu, calperb hienele, hienele vin și îi scoate și îi rupe, îi mănâncă. Mai mă pasuiți 5 minute sau 10 minute? Am să vă spun, nu întâmplare, nimic nu e la întâmplare. Oamenii aceștia trebuie să le explici. Da, mai înainte de a vă explica, vreau să dau cartea asta unuia dintre dumneavoastră. Dar am să o dăruiesc celui care îmi va spune, poate să fie și tânăr, poate să fie și soț și soție, cea mai frumoasă declarație de dragoste din Sfânta Scriptură. Și vine să vină să-i o dau. Care este cea mai frumoasă declarație de dragoste? Alta mai frumoasă. Poftim? E una mai frumoasă. Poftiți? Cum spune? O declarație de dragoste, dacă ați înțeles. Una mai frumoasă. Și asta e frumoasă, dar e una mai frumoasă. Cea mai frumoasă. Și asta este. Alta. Și asta este, dar este una mai frumoasă. Poftim? Să vă spun mai aproape așa, e până proverbele pe acolo. Nu vă spun că până rămâne mie carte. Poftim. Capitolul 31. Ia ziceți. Vă spun? Nu? Și asta e adevărat, dar nu e asta. Nu, păi atunci... Păftim? Hai că vă spun eu, dumneavoastră. Multe femei au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Cine a zis? Poftim, dacă a zis. Înseamnă că n-am fost eu atent. Capitolul 31 cu versetul 29, nu? Da, aveți ceva de scris? Ca să vă scriu ceva? Da, lasă că după. Sau, dă-mi aici să vă scriu ceva. Cum vă numiți? Cu respect, familiei Popa, poftiți. Să o citiți, să o rescitiți. Oamenii aceștia, v-am spus de la început, că am să vă arăt, că mulți m-au întrebat, dar până când te-ai dus tu acolo, ce mâncau ei? Am să vă arăt cam ce mâncau ei. Și ce mănâncă acum? Acum ați văzut ce mănâncă. Au roșii, au... Ia uitați cam ce mâncau frații noștri când m-am dus eu acolo. Vierme. Bine, când sunt astea verzi, de sunt, nu sunt morți, sunt mai lungi, așa cam cât deci tu. Ăștia îi scotea după pom și îi mâncau. Și culmea că punea mâncare cea că dă gust și vedeam și eu când făcea mâncare, când trăsnea pe-n dinți, că și eu am mâncat, fără să știu, când trăsnea pe-n dinți. Iar cei care nu au fost în stare și nu prea îi ducea mintea pe câte unii, ca să învețe carte, că sunt și care nu-i duce mintea să învețe carte. Dumnezeu a avut soluții și pentru ei.
că Dumnezeu are soluții. La Marea Judecată nimeni nu va putea spune înaintea lui Dumnezeu nici că am fost prea deștept, nici că am fost prea prost, n-am putut să învăț carte. Nu! Dumnezeu are soluții pentru toate. Pentru cei care nu puteau să învețe carte, Biblia aceasta este înregistrată în dispozitivul ăsta aici. Și se încarcă la soare, are niște electrozi aici care se încarcă la soare. Și nu mai apăsau pe un buton și îl punea la ureche. Ia să vedeți cam cum. Anouia, anouia. Shakazaru wa chapter 1 verse 7. În limba lor. Tarirai, anouia namakore. Meso ose achamuvona. Na imo are Dumnezeu soluție pentru toate situațiile. Ose enyika achamuchema. Dar în momentul când mi-a venit astea vreo 400 de bucăți de la conferința generală, i-am spus președintele, păi zic, dacă noi le punem astea în mână, aparatele astea, ei nu o să mai învețe carte. A fost invers. S-au îndârzit, s-au înverșunat și au zis așa, adică ce, eu nu sunt în stare să învăț carte, să-mi spun altul la ureche ce am de făcut? Și foarte puțini au vrut să ia dispozitive din acestea. Eu le-am spus lor, zic, uite, voi trebuie să aveți aici niște legi stricte ca să puteți să supraviețuiți. Că așa, dacă care se scoală mai dimineața, la adună porumbul și la elanți. Și le-am spus la comitetul, are, sunt 6 prezbiteri, unul care este peste toți numit partea civilă și partea religioasă, asta este ascultat și are un comitet de 15 persoane. Oamenii aceștia sunt un popor mic, așa cum sunt ei, deosebit. A spus la guvernanți, le-a spus așa la cei de la guvern, noi nu avem nevoie nici de armată, noi nu avem nevoie nici de miliție, noi nu avem nevoie de nimic, noi avem Sfânta Scriptură după care ne conducem. Ei, atât. Ce hotărăște comitetul de conducere, aia este. Ce se întâmplă? În cabana aceea care eu mi-am făcut-o în casa mea, așa, n-a vrut să o strice și aia o ține, nu aia mică, aia lanta de jos de la fântână. Și aia o ține ca un fel de sanctuar unde țin ei, unde țin comitetele și așa mai departe. Și aud așa pe între ei, zice, astăzi îi judecă pe doi. Unii care s-au bătut doi inși dintre ei, că îi chema la comitet. Metoda pentru acolo merge, pentru aici nu merge. Și unul care a furat porumb. Că Pablo i-a învățat că să nu trebuie să fie strict. Și am cerut voie ca să particip și eu. Zice, da, particip, dar n-ai un cuvânt de spus, pentru că tu ne-ai învățat să fim corecți. Tu ne-ai spus că poporul lui Dumnezeu este poporul ordine și noi trebuie să avem ordine. Mi-a plăcut metoda lor. Doi băieți, băietane, așa s-au bătut. Și i-a chemat în comitet și li s-a spus așa, zice, cel vinovat trebuie să primească 5 nuiele. Dar când a adus nuiaua, era un fel de vână scoasă de pom, de, puteai să o nozi așa și nu se rupea. Dar am crezut că e de fier când am văzut că era, cât era de grea. Dar ei spuneau așa în concepția lor, zice așa, dacă păcatul nu doare, înseamnă că nu e păcat. Păcatul trebuie să usturi, să-l simți. Și din punctul lor de vedere, ei așa credeau. În fine, i-a tras 5 nuiele lui ăla, pe spinare, bine dat, pe pielea goală, nu îmbrăcat. Și ălantul care furase porumb era chiar lângă mine. Ce se întâmpla cu ei? Ei nu putea să conceapă și mă întreba și pe mine. Pablo, cum spui tu că Iisus Hristos, zice, a luat vina lui asupra, vina noastră asupra lui? Cum se poate transmite, cum, adică, tu ai făcut ceva și altul să... Ei nu concepeau treaba asta. Și m-a rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-mi ocazia să... M-a cam usturat, dar asta a fost situația. Dă-mi ocazia ca să pot să le arăt la oamenii ăștia ce înseamnă, adică cineva să suferi pentru cineva care nu e vinovat. Cel nevinovat să suferi pentru cel care e vinovat. Și am asistat după ce i-a tras nuielele lui respectivul care s-au bătut, le-a impus 2 săptămâni să doarmă în aceeași colibă,
să mănânci din aceeași strachină ca să vadă dacă s-a împăcat sau nu. Metoda asta e bună și în civilizație. Că și da, pacea Domnului, ne-am împăcat. Și, așa, și să o ocolește pe stradă. Și gata, ne-am împăcat. Nu. Să mănânci din aceeași strachină, așa, și să doarmă în aceeași colibă. Acum a venit rândul lui celălalt, care furase porumb. Și ăla când a văzut săracul că i-a dat 5 nuiele lui ăla, nuiele ca lumea, și nu dădea în glumă. Cât putea, trăgea. Păcatul trebuie pedepsit. El, săracul, când s-a retras comitetul, a deliberat că trebuie să-i dea 7 nuiele, pentru că a furat porumb de la altul. Zic, acum pot să le explic lor pe viu cum se poate lua vina cineva care nu-i vinovat să ia. Și zic, uite, nu-i dați lui 7 nuiele și îmi dați mie, dar de ce să dăm ție, ce tu ai furat porumb? Nu, păi vreau să iau, el săracul plângea lângă mine, un băiețel așa la vreo 20 de ani, cum e băieței așa, plângea că aștepta, știa ce l-așteaptă. Și zic, fii, stai cu minte, că zic, iau eu vină, păi cum să iei, de ce tu ai furat porumb să iei tu nuiele? Și le-am explicat, uite, și atunci dacă vrei tu să iei în locul lui, păcatul trebuie pedepsit. Ia, dă pantalonii jos și ridică. Și le-am simțit pe primele 3-4. Și după aia nu le-am mai simțit, că a tras cât a putut. Așa, 7 nuiele. Dar care a fost problema? Bine, nu mai vorbesc de usturime și așa mai departe. Zic, ați înțeles voi ce a făcut Domnul Hristos pentru noi? Uite, așa a făcut vina noastră. Dar voi nu m-ați omorât pe mine, dar noi oamenii, cel vinovat, zic, l-a omorât, l-a ucis pe Domnul. De acolo încolo ei au înțeles, pe urmă, zic, deci așa a făcut Domnul Hristos, Iisus Hristos, moare. Zice, moare, zice, așa a luat, adică nu el care trebuia să le primim noi pentru păcatele noastre, le-a primit el. De acolo încolo ei au înțeles, săracii. Cam ce, dar ce i-a spus lui cel care furase pe urmă? Zice, fii atent, cum te compoți de aici încolo, că n-ai să mai găsești un Pablo să-ți ia vina. Și săracul bietul băiat avea o bucățică de rogojine și stătea lângă hamacul meu, când îmi trebuia apă, se ducea la fântână, mi-aducea, n-am și dădeam și lui, puneam puțin zahăr pe mămăliguță acolo și mânca și el împreună cu mine, ca asta mâncam. E, frații mei, lor trebuia să le explici lucrurile pipăibile ca să poată să înțeleagă. Și de acolo încolo ei au înțeles despre ce e vorba. Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să înțelegem că tot ceea ce dumneavoastră ați auzit și ați văzut este lucrarea lui Dumnezeu. Nu ați venit să ascultați lucrarea sau să vedeți lucrarea lui Bartolomeu. Nu. Dacă ați venit pentru asta, să știți că ați venit degeaba. Eu sunt un singur, simplu, o simplă șaibă în marele angrenaj al lucrării lui Dumnezeu. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mă folosește și pe mine, că mă gândeam, zic, și chiar am zis, Doamne, zic, pentru ce m-ai ținut tu pe mine sănătos la 76 de ani, să poți să-i învăț pe copiii ăștia să cânte la muzică, să mă folosești în lucrarea ta. Vorbeam la grupă de gândurile satanei și gândul și șoapta satanei și șoapta Duhului Sfânt. Știți cum se deosebește, cum poți să deosebești una de alta? Uite, eu mergeam prin deșert și era o căldură insuportabilă și mi-a venit un gând satanesc la ureche. Diavolesc, de la satana direct. Cam așa suna. Tu ai o pensie frumoasă. Nevasta ta are o pensie frumoasă. Ai o casă frumoasă. Tu, în loc să fii și tu pe la... să te tratezi la o stațiune undeva, ceea ce eu nu sunt bolnav, n-am zis să mă tratez. Să mă tratez de sănătate, de ce să mă tratez? Ăsta era gândul satanei la ureche. Dar în buzunarul de la bluza care o aveam pe mine, aveam muzicuța care o port continuu la mine. Și am scos muzicuța și am început să cânt, înaintea ta, Iisus iubit. Și imediat a fugit gândurile. Și mi-am dat seama de ce Saul, când îi cânta David, îi dispărea gândurile satanei. Așa că trebuie să știm să deosebim gândurile rele de gândurile bune. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, cred că ați trecut la răbdarea sfinților. Mai aveți un pic. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să înțelegem. Mai vă vizitez când noi vine, că pe data de 10, cel târziu, 10 august, trebuie să fiu înapoi la frații mei care îi iubesc și care este sufletul meu. Că monumentul care l-a ridicat guvernul acolo, care l-ați văzut dumneavoastră,
și care pe mine nu mă interesa așa ceva, dar el a ridicat, zice, David Livingstone ne-a lăsat civilizația, i-a civilizat pe Masai, dar îl venerăm și îl cinstim pe David Livingstone, dar tu, cine va bea apă de acolo din fântânile care tu le-ai făcut, zice, va citi acolo Pavel Bartolomeu, zice, va vedea și va și biserica și astea, ce s-au construit, ce s-a făcut acolo, așa, și a ridicat un monument de vreo 5 metri și m-a pus să scriu, mi-a lăsat o bucățică acolo. Și scrie aici ce vrei tu. Și am tencuit acolo și am scris. Și am scris foarte simplu. Aici este inima lui Bartolomeu, 2014, România. E, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne cheamă în lucrarea Lui, dar nu lucrarea noastră. În momentul când cineva de la amvonul ăsta de aici sau din la amvon va spune, știi ce am făcut eu și cine sunt eu și cine, de atunci lucrarea trece în mâna oamenilor și omenească. Ori eu vreau să rămână lucrarea lui Dumnezeu curată așa cum Dumnezeu m-a chemat și pe dumneavoastră v-a chemat și dumneavoastră puteți fi cu mine în Africa, nu fizic, ci prin medicamentele care le puteți cumpăra pentru acolo, prin hainele care le puteți cumpăra pentru acolo, prin... așa că Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți, să înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu trebuie sprijinită, frații mei, pentru că noi vrem să fim mântuiți, cu siguranță că de-aia suntem aici, suntem mântuiți, dar un gând, nimeni nu va fi mântuit de unul singur, poate nu vă sună bine treaba asta. Dumnezeu ne va întreba, oare tu în via mea n-ai găsit chiar nimic de făcut? Să nu credeți că cine se duce acolo e nu știu cine și Dumnezeu are așa o platformă și aici va sta pastorii, misionarii și așa mai departe. Și formă restul. Nu, nu, nu. Fiecare avem rolul nostru în lucrarea lui Dumnezeu. Nu mi-a plăcut expresia unui misionar de-al nostru. Și regret că trebuie să vă spun. Că l-a întrebat redactorul, zice, dar de ce te-ai dedicat ca misionar? Păi zice, m-am gândit că eu pot să fac mai mult decât un pastor ca misionar. Ori eu i-am spus lui, zic, băi, fratele meu, pastorul are locul lui în lucrarea lui Dumnezeu, misionarul are locul lui, fiecare avem locul nostru, nu faci tu, nu-i concurență la adventiști, eu fac mai mult decât ăla, mai mult decât mine. Nu, nu, nu. Fiecare avem locul nostru în lucrarea lui Dumnezeu, ne-a chemat. Cel care șterge praful după giurgiuvelele bisericii și o face cu credincioșie, aceeași răsplată va primi ca cel care merge într-altă parte. Pentru că locul lui este acolo, unde Dumnezeu l-a, nu unde vrea El. Noi vrem uneori niște lucruri, le vrem noi. Și nu ne place ceea ce Dumnezeu ne dă. Nu. Dar vedem, mai mă îngăduiți două minute? O întâmplare, nu o întâmplare, zis întâmplare. Referitor la nu ne place ceea ce ne dă Dumnezeu. În 92 după Revoluție eram în Dobrogea noastră, că eu sunt dobrogean. Și când se intru într-un sat, m-am plecat pe genunchi, am pus geanta cu cărți jos, m-am plecat pe genunchi și m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, care va fi omul cărui vor vorbi despre cuvântul Tău din satul ăsta de aici? Și când am intrat în sat, mă întâmpină unul beat. Beat, criță, nici nu putea să vorbească. Nu ne merea cu chibritul, cu bățul pe alături să se aprinde țigară. Și zic, nu mi-a convenit deloc. Satana a venit imediat la ureche. Că vine cu scris diavolul, că și la Domnul Hristos cu scris s-a dus, nu? Zice, nu aruncați mărgăritarele în gura porcilor. Așa îmi suna la ureche. Dar la urechea sălantă, zic, ăsta e omul care Dumnezeu l-a scos. Și zic, dacă Dumnezeu mi l-a scos pe ăsta în cale, Dumnezeu știe cel mai bine. Și mă apropii de el ca să intru în vorbă cu el, pentru că pe el, că eu am zis, Doamne, cine va fi omul primul care voi vorbi despre, care să-l întâlnesc în satul ăsta aici? Și culmea că zicea gura Dobruge. Și mă apropii de el. Cum era el beat, se uita la mine așa. Era în 92 după Revoluție. Și ca să intru în vorbă cu el, zic, de unde pot să beau și eu niște apă? Dar ce tu ești, chiar nu vezi fântâna? Zic. Aia a fost prima conversație cu el. Zice, uite fântâna acolo, chiorile, tu nu o vezi? A, bun. A doua întrebare, am început să-i spun despre cărțile mele. Dar, zic, dacă Dumnezeu mi l-a scos pe ăsta, lui ăsta trebuie să-i vorbesc, chiar dacă e beat. Și am început să-i spun despre Biblie, despre... Și el stătea așa, beat, beat. Și odată a făcut așa din cap. Și cum îi explicam eu, Duhul lui Dumnezeu l-a trezit la realitate. Cum îi explicam eu acolo, vine la mine și vine un coace cu mine.
Și mă lua de aici, mergea eu cu gentoiul de cărți, el mă ținea parcă să nu fug. Și m-a dus la el acasă. Și a strigat la poartă și a ieșit Teodora, fiică-sa și cu nevasta. Și ce vină încoace Teodora? Te duci cu omul ăsta în tot satul ăsta și le spui la toți ce mi-ai spus mie. El fusese primar înainte în sat acolo și vinea omul de la o chermeză de undeva și era beat. Și era un om, omul cu cea mai mare influență în satul acolo și mi-a dat-o pe fiță, zice, să nu-ți rămâi casă din satul ăsta de aici până când nu le vorbești la toți ceea ce mi-ai spus mie despre Dumnezeu, despre Biblie, despre... Îmi plăcea ceea ce vreau eu? Nu. Dumnezeu avea un plan. Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să înțelegem și să primim ceea ce Dumnezeu, chiar dacă nu ne place momentan. Ceea ce Dumnezeu ne dă, Dumnezeu știe ce trebuie pentru lucrarea Lui. Și cu acesta închei. Doresc ca anul viitor sau peste 2 ani când noi venim din Africa să vă vizitez și să vă pregătiți că vă țin mai mult. Amin. În numele Domnului Hristos, închidem serviciul divin de după masă, bogat în experiențe minunate, cu Dumnezeu, cu imnul 1 din 920, spre slava ta uniți.
Părinte din ceruri, vrem să-ți mulțumim din suflet, Doamne, pentru că Tu ai oferit copiilor Tăi daruri deosebite cu care să-ți facă lucrarea Ta. Amin. Îți mulțumim și pentru bucuriile care le-ai făcut în acest sabat, pentru sărbătoarea sfântă a împărtășirii cu simbolurile sfinte. Îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, oferită în locul nostru celor greșiți și păcătoși. Aceasta reclamă în viața noastră dorința de a nu mai păcătui și a nu îți mai crea dureri sufletești, Părinte. Dorim din suflet săptămâna următoare care ne stă înaintea noastră să trăim o viață curată și sfântă în temere și ascultare de Tine. Dorim să iei stăpânire pe fiecare copil al Tău care dorește să-Ți onoreze numele. Dorim să-L binecuvântești pe fratele Pavel Bartolomeu în lucrarea pe care Tu i-ai încredințat-o și L-ai binecuvântat cu dragoste din belșug pentru acele ființe uitate de lume. Doamne, dorește-i sănătate în continuare, binecuvântarea Duhului Tău, inspirație în lucrare și ajută-L să se bucure și de roade care să aducă slavă numelui Tău. Amin. Ajută să învățăm din toate acestea, să ne predăm cu totul Ție și să mergem pe căile alese de Tine și nu de noi. Chiar dacă uneori, așa cum s-a spus, noi nu vedem succesul de la început, ajută să acceptăm voia Ta și planul Tău în viața noastră. Doamne, ne încredințăm viețile înaintea Ta, în mâinile Tale și dorim să-ți facem bucurie inimii Tale, lucrând pentru slava Ta, în numele Domnului Hristos. Amin. Amin.